Trebuie să mă apuc de tema asta. Un curcubeu? Curcubeile au și roșu în ele, nu? Și apoi, galben! Începe să arate elegant. Dar are o formă cam ciudată. Asta o să arate mai bine. Dar de ce e tot dreaptă? Hai odată! Curbează-te! Curbează-te! E imposibil! Ești bine? Tu ce crezi? Hai să te ajut! Ce greu e să desenezi curcubeie, Matt! Vrei să mă ajuți? Da, sigur! Fii atent de la mine! Pune pe masă o bucată de scotch cu partea adezivă în sus. Lipește deasupra cariocile. Și prinde-le cu restul de scotch. Gata! Imediat fac un curcubeu. Trebuie să trasez odată o linie curbă pe pagină. Și am obținut curba perfectă. Vezi? Incredibil! Vreau și eu să încerc! Cineva o să ia nota 10 la tema asta! Ți-e foame? Chloe? Ce s-a întâmplat aici? N-am mai văzut niciodată atâtea curcubee. Sunt peste tot. Chloe? Mi-a plăcut mult trucul ăsta. Vrei să mai desenăm ceva? Ciocolată? De unde știu că mi-e foame? Poftim! Ți-ai fi dorit să fi știut și tu aceste trucuri la ora de desen? Nu e niciodată prea târziu să le pui în aplicare în timpul tău liber. Nu uita să le arăți acest clip prietenilor tăi pentru un strop de inspirație. Abonează-te acum la canalul nostru pentru a nu rata distracția! Ah, e ora de culcare. Dar mai întâi trebuie să merg la baie. Ha? Cine e? Lasă-mă în pace! Am un ursuleț și nu mă tem să-l folosesc. Poftim? Huggy Wuggy? Ce cauți acolo? N-am timp de asta! Gina! Ce? Ce se întâmplă? Mi-e frică! Oh, nu! Nu e bine! Te-am prins! Lasă-mă în pace! Piu, am ajuns! Am nevoie urgent la baie. Asta nu era aici înainte. Dar chiar trebuie să folosesc toaleta. Stai așa. Hei, Gina! Lasă-mă singură, te rog. Poate te pot ajuta. Am lumina asta pentru toaletă. O să o pun sub colac. Se prinde așa pe loc. Și are o lumină caldă. Nu trebuie să te mai temi de nimic. Vezi? Testează-o. Wow, ce tare! Sunt gata! Cred că o să-ți placă. Wow, ce lumină magică! Mă poți lăsa singură? Corect, te las singură. Huggy? Când termin, te aștept la petrecere. O să ne distrăm garantat. Avem și karaoke. Uite ce mișcări știu. Oh da, la 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 la. Genial! Sunteți super tari! Ok, hai să începem! Oare ce o să primesc? Super! Abia aștept! Ah, ce bine ai învârtit-o, draga mea! Ce e în cutie? Ce n-ai? E un card de credit! Wow! Ce tare! Abia aștept să-l folosesc! Mă bucur foarte mult! Mă duc la o sesiune de cumpărături! S-ar putea să fi fost o greșeală! Iuhuu! Unde mi-e șoseta? Doar era aici! Și mi-am pierdut AirPod-ul! Ah, știu! Bună, mama! Cu ce pot să te ajut? Astea sunt lucrurile mele? Nu, sunt ale mele și ți le dau contra cost! Glumești? Dă-mi banii! Nu-mi cumpăr propriile lucruri! Am plecat de aici! Și îmi iau șoseta. Cum ai ajuns acolo? Cred că ai uitat să plătești pentru ele. N-am timp pentru asta. Ok, te trimit la secție. Poți să le explici totul polițiștilor.
Lizzie, ce faci acolo? Am încercat să-ți ofer o șansă. Pa, pa! Lizzie, vino înapoi! Puh! Ce carte interesantă! O să pun oja chiar aici. Da, arată bine. Cred că sunt gata. Ah, ce drăguță e! Pare distractiv. Bun venit la salonul meu de manicură. Chiar voiam să-mi fac manicura. Arată-mi unghiile. Căh, arată groaznic. Cine-ți face manicura? Nu pot să lucrez cu așa ceva. Ce vrei să spui? Ah, așa deci, ok. Poate ăștia-ți vor schimba părerea. Ah, nu cred. Avem standarde foarte ridicate aici. Asta e tot ce am. Păi, ce săracă ești! Ok, poți folosi cardul meu de credit. Stai puțin, ăsta e al meu. Nu contează, mama! O să mă plătești? Nu-mi vine să cred că fac asta. Mersi, ia loc. Abia aștept. Lucrez cu cea mai nouă tehnologie. Cu acest automat pentru manicură. E super exclusivist. Deci ești extrem de norocoasă. Wow, ce futurist e. Sunt mândră de el. Eu l-am făcut. O să fac o gaură într-un pahar de hârtie. Apoi o să-l întorc invers. Apoi trebuie să-l dai în două. Pun capacul deoparte. E cam simplu. Deci să adăugăm puțină culoare. Am să conturez gaura cu un marker ros. Vreau să trasez o linie subțire. Fix așa. Apoi voi desena o inimioară. Vreau să fie super drăguț. Voi adăuga mai multe inimioare de culori diferite. Arată bine. Acum voi ridica paharul. O să pun deasupra desenul ăsta cu Barbie. Acum e timpul să proiectez unghiile. Le-am desenat pe o bucată de hârtie. Le voi colora. Vor fi unice. Wow, ce colorate sunt! Apoi le voi decupa. Le voi lipi pe pahar. Așa clientele o să știe ce ofer și pot alege ce vor. Apoi voi adăuga un semn pe care scrie Barbie. N-am terminat încă. O să am nevoie de un băț de lemn și de o fâșie subțire de spumă. O să înfășor spuma în jurul bățului. O să strâng bine. O să mă opresc aici. Trebuie să lipesc unghiile de spumă. O să las spațiu între ele. Arată bine. Le-am prins pe toate de spumă. Acum trebuie să bag bățul în pahar. O să fie ușor. Acum e gata. Hai să-l testăm. Bagă degetul în gaură. Spuma se învârte, iar apoi modelul e aplicat pe unghia ta. Wow, ce tare! Trebuie să le facem pe toate. Cum ți se par? Îmi plac foarte mult. Mă simt atât de elegantă. Arăți fantastic. Mulțumesc, draga mea. Trebuie să mă concentrez. Încetişor, aproape-mi reușit. Wow, ce tare a fost. Merge bine? Nimic nu mă poate opri. Stai, nu, nu acum. De ce am pățit asta? Lizzie, ești bine? Spune-mi ce ai pățit. Jocul s-a stricat, e îngrozitor. Trebuie să o ajut. Ah, ursulețul tău vechi de pluș. Uite ce am aici. Serios, mama? Uite ce porcușor drăgălaș! Ia-l de aici! Mai am doar bucata asta de carton. Și asta nu va înveseli pe Lizzie. Deși am o idee. Lizzie va adora rezultatul. Mai întâi o să desenez niște linii în colțurile cartonului. Fix ca asta. Apoi am nevoie de o foarfecă. Voi tăia de-a lungul liniei. Nu vreau să fac o tăietură mare. Voi face la fel cu fiecare linie. Perfect! Acum voi îndoi laturile. Tăieturile mă ajută foarte mult. Acum am nevoie de un pistol cu lipici fierbinte. O să pun puțin lipici fix aici. O să fac asta în fiecare colț. O să bag o bandă de carton în cutie. Vreau să intre la fix. Voi folosi lipici fierbinte pentru a o fixa. Voi pune lipici în partea de jos a benzii. Acum am nevoie de un băț de lemn. Am făcut o gaură în capacul unei sticle de suc. O să bag bățul prin ea. Îl fixez în partea din mijloc. Apoi am nevoie de un tub de hârtie igienică. O să împing alt băț prin el. Bag astea în cutie, înfășor desenul ăsta în jurul tuburilor. O să lipesc o bucată de scotch pe capacele de la sticle. Și apoi o să-l așez așa. L-am lipit pe Mario deasupra. Apoi o să-i pun un capac. Trebuie doar să-l mai vopsim. Abia aștept să-i arăt lui Lizzie. Uite ce am aici! Cred că o să-ți placă! Ce-i ăsta? Oh, pare distractiv! E fix ca jocul meu! Uite, Mario sare! Și dacă întorc ăsta, se mișcă! Ce tare! Ai văzut, mama? Mă distrez de minune! Ah, mă bucur foarte mult! Mami o să plece acum! Mersi, mama! Deștepte, îngerașul meu! Ah, hei, mami! E dimineață deja? Hai, trebuie să te scoli! Mami, ești aici? Trebuie să te speli pe dinți!
Urăsc să fac asta. Nimănui nu-i place respirația urât-mirositoare. Dar nu vreau. Nu mai fi obraznic, tinere. Te sper imediat pe dinți. Nu vreau. Hai odată, ia periuța de dinți. Bine. Dar nu-mi place deloc. Ce îngrozitor. Vreau să-i văd strălucind. Alex, nu te aud perindu-i. Acum încep, mami. Sunt cu ochii pe tine. Da, dacă spui tu. A plecat. Nu vreau să fac asta. Oare de ce durează atât de mult? Ia să-l verific. Alex, ești bine? Ce? Ce s-a întâmplat? Ce mizerie ai făcut în baie? E pastă de dinți peste tot. Nu-mi vine să cred. Ce ai făcut aici? Ups! Dă-l încoace! M-ai supărat foarte tare! Stai puțin! Mi-a venit o idee! Cred că știu ce pot face! O să folosesc o jucărie Puppet ca să-l conving pe Alex să se spele pe dinți! O să încep cu pasta de dinți! O să pun pasta de dinți în fiecare gol! N-am nevoie de foarte multă! Perfect! Apoi o să presar deasupra bicarbonat de sodiu! Bicarbonatul va întări pasta de dinți! Ok, Alex, ia asta! Unde e pasta de dinți? Stai așa, ți-am pregătit ceva special. Ia uite. Vrei să încerci? Wow, parcă ar fi bomboane. Arată delicios. Oh, ce gust mentolat. E super. Ce dinți curați am. M-am plictisit. Aș vrea să fac ceva distractiv. Știu cum o pot înveseli pe Gabi. Hai cu mine. Bună, tati! Ce faci? Am un joc distractiv! Trebuie să ghicești cuvântul secret folosind aceste două indicii. Ok. Sunt un microscop și un telefon. Stai, știu răspunsul! Microfon! Super! Da, ai ghicit! Și am unul chiar aici! Ai câștigat! Da! La, 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 la! Am o idee genială! Karaoke! Hai! Ce distractiv e! Bom, start! Nu, unde mi-a dispărut e-mailul? Nu voiam să-i trimit șefului meu poza aia. Tati, vrei să jucăm ceva? Aș fi vrut, dar trebuie să lucrez. Hai, o să fie distractiv, ghicește cuvântul. Gabi, nu pot. Te rog, tati. Ok, dar jucăm doar o rundă. Ești cel mai tare, ce crezi că e? Prima arată ca una din fostele mele iubite. Știu, e un camion uriaș. Ai ghicit! Asta e premiul tău! Vai de mine! Ce zi genială! Uite ce bine arată! E frumos foc! Hai să ne jucăm! Am și eu unul! Vrum, vrum! Joaca e mult mai distractivă decât munca! Ai văzut cascadoria aia? Că nu știu să cânt la chitară! Hei, pot să te ajut cu ceva? Aloha! Am venit la petrecere! Intră! O să-ți cânt rapid ceva! Nu-i nevoie! Nu e chiar așa greu. Acum unde sunt? O petrecere hawaiană? Pare o idee distractivă. Dar nu am voie să intru cu mâncare și băutură. Serios? Ce n-ai... Astea de unde au apărut? Ce meserie genială am. Cât de greu poate fi? Nu o să bănuiască nimic. O să ascund dulciurile în haine. Ce deșteaptă sunt. Nu mai am loc. Nu mai contează. Cred că sunt gata. Wow, ce talentat ești! Pot să intru? Sigur, după ce verific că nu ai mâncare la tine. Scannerul ăsta nu m-a dezamăgit niciodată. Stai, ai ceva de mâncare aici? Nu poți intra! Nu te las să intri la petrecere! Ce zi lungă! Mi se face somn! Nu-mi vine să cred că mi-a găsit dulciurile! Dar nu mă las pe gubașă! Am o idee! Și am nevoie doar de moneda asta. O să mai încerc o dată. Hei! Asta e pentru tine. Încerci să mă mituiești? E o monedă adevărată, dar nu mai contează. Deci, pot intra? Nu. Serios? Trebuie să găsesc altă soluție. Știu. Am nevoie doar de câteva accesorii. Ia să vedem. Da, simt cum arde. Wow, se vede că faci sport. Deci, pot intra la petrecere? Stai puțin, ce-i asta? E o bezea moale cumva? Serios? Asta era planul tău? E cam greu de mestecat. Stai! Ce grețos! M-am săturat! Există o singură soluție!
Nu, oprește-te! Ce ai pățit? N-o să mă oprești niciodată! Nu funcționează! Wow, își face meseria bine, nu glumă! Stai, serios? Hei, Sunny, ce bine arăți! Trebuie să fiu super atent! Ce situație enervantă! Dar știu ce pot face! E timpul pentru o transformare! Ce părere ai? Am făcut o fustă din dulciuri! Arată bine și e genială la gust! Îmi cer scuze pentru mai devreme! Iar facem asta? Nu am nimic de mâncare la mine, promit! Vreau să-ți spun un singur lucru! Distracție plăcută la petrecere! Vorbești serios? Hai, intră! Ce mult îmi place cântecul ăsta! Uite ce mișcare am! Hey, Matthew! Mickey, ai ajuns! Uite ce fustă am, conține dulciuri! Super idee, nu-i așa? Asta e pentru tine! Ce bună e! Oh, mi-am adus aminte! Și ochelarii mei sunt comestibili! Ce tare! Asta da petrecere! Știu, e super! Matthew, uite, butonul! Chiar mă întrebam când o să apară! Hai să mergem! Ce bine arăți, Alex! Hei, ce s-a întâmplat cu muzica? L-am citit deja! Hei, ce e aia? Wow, e fix ce-mi trebuie! Azi e ziua mea norocoasă! E super utilă! Dar am nevoie și de telefonul mobil! Să trecem la treabă! O să așez cutia pe o parte! O să pun o lentilă deasupra! Apoi o să fac găuri de jur împrejurul lentilei! Apoi o să decupez cartonul! O să acopăr marginile găurii cu lipici! Și o să lipesc lentila de carton! Se potrivește perfect! Cred că e gata! Wow! Adio, ziare plictisitoare! Acum am ăsta! O să-mi bag telefonul în cutie și o să pun capacul la loc! Și am obținut un cinematograf mobil! A fost minunat la operă, mami! Oh, wow! Ia uite, mami! Cumpără-mi-l! Vagabondul ăsta? Oh, te refer la proiector! Cu ce vă pot ajuta? Poftim, scumpa mea! Nu e de vânzare? Pardon? Știi cine suntem? Vino încoace, scumpa mea! Toate au un preț! Fii atentă! Fetița mea vrea proiectorul ăla! Nu mai văd nimic! Hei, dați-vă la o parte! Hai, Valea! Nu cred așa ceva! Abia aștept să le povestesc fetelor de la club despre asta! Începeți să mă enervați! Ce faci? Mami? Ce se întâmplă? Nu mă așteptam la asta! Super! Un număr gratuit de magie! Unde? Unde suntem? Și cu ce suntem îmbrăcate? Hai să ne distrăm, fetelor! Selfie! Hei! Deschideți ușa! Ați auzit ceva? Cine-o fi? Bună ziua! Ce se întâmplă aici? Copiii din ziua de azi și muzica asta modernă! Încerc să dorm! Poftim! Cine a chemat-o pe mamaie? Mamaie? Cum îndrăznești? Lasă că vă arăt eu! Poate o mamaie să facă asta? Așa da! Ce bine a fost! Ok, nu cred că era nevoie de asta! Trebuie să dau muzica mai încet! Ați văzut? Și acum ce facem? Uite cum arată! Nu mai merge! Ce bunicuță supărată! Știe cineva să cânte? Adio, petrecere! Hai să plecăm, fetelor! Dar... ce nasol! Măcar mi-au rămas gustările și băuturile! Le pot termina pe toate! Mi-a venit o idee! Am nevoie de un tub lung de carton! Ăsta e perfect! Apoi am nevoie de telefon! O să marchez latura inferioară! Asta-i tot! Acum o să decupez cartonul! Trebuie neapărat vopsit! Ce mof frumos! O să acopăr tubul cu vopsea! După ce s-a uscat, folosesc două pahare de hârtie! Le-am făcut găuri! O să le pun la capetele tubului! Fix așa! E gata! Am propriul sistem audio! Hai să-l testăm! O să-mi bag telefonul în tub, apoi o să dau play! Hai să dansăm! Așa mai vii de acasă! Super petrecere, Grace! Cred că e gata! Hei, Mindy! Ai ajuns în sfârșit! Așa arată casa ta! Bună! Stai jos! Simte-te ca acasă! Sper că-ți plac chipsurile! Mie îmi plac mult! Ok, mersi! Mie cam foame! Nu merge! Abia mi-am făcut manicura! Nu ajung! Hai odată! Vreau niște chipsuri! Ce frustrant e! Ok, acum! Unghia mea! Unghia mea frumoasă!
acasă! E vina ta! Hei, stai puțin! Relaxează-te! Am o soluție! Ne trebuie suporturile astea de pahar, adică bucățile astea de carton. Uite, o să le pun pe masă. Am nevoie de lipici fierbinte. O să acopăr cartonul cu lipici pe margine, doar pe o parte, apoi o să lipesc de cealaltă bucată. O să o apăs ca să se lipească bine. Am decupat un cerc din altă bucată. O să fac la fel cu bucata asta. O să lipesc fix aici, apoi o să lipesc un cerculeț de carton peste un pătrat, fix la mijloc. O să fac la fel pe partea cealaltă. Acum o să înfășor cartonul în jurul cercurilor. O să-l prind cu bucățica asta. Pare lipit bine! Am făcut câte o gaură la capete și am băgat o frigăruie de lemn prin găuri. E perfect! Am băgat în cutie. Am făcut o gaură pe o laterală pentru frigăruie. O să verific că se învârte. Acum pot termina cutia. O să lipesc deasupra un cerc de carton. O să mai fac încă două cutii. Dar n-am terminat. O să tai o bucată de carton și o să o acopăr cu lipici. Asta va fi baza. O să o țin așa până se lipește. Fiu! O să fac la fel în partea opusă. Apoi o să bag la bază o bucată lungă de carton. Acum pot lipi cutiile. O să le aranjez în partea superioară. Arată bine! Am obținut un dozator de chipsuri. Wow, ce bine arată! O să gust din ăștia. Nu merge. Serios? Hai să-ți arăt. Învârte discul și chipsurile vor cădea în pahar. Wow, ce tare! Și nu mi-am rupt nicio unghie. Preferatele mele. Mi s-a făcut foame. Cred că merit ceva bun. Ce bune sunt! Nu-i chiar așa rău la tine? Nu, e super! Ce desen reușit! Ce să mai fac acum? O să mă joc cu jucăriile astea! Ia de aici! Îmi plac dinozaurii, sunt super interesanți! Ar fi animale de companie perfecte! Unde rămăsesem? Da! Oh, Grace! Ce imaginație activă are! Aș vrea să o pot ajuta cumva! Ia să vedem! I-ar plăcea așa ceva! Dar e prea scump, nu-mi permit! Ce pot face? Stai puțin! Poate dacă îl fac chiar eu? Am nevoie doar de carton! Din fericire, avem destul! O să încep cu cutia asta mare. Am nevoie de o foarfecă. O să tai bucata asta pe diagonală, până în colț. Apoi o să fac la fel în partea opusă. Apoi am nevoie de pistolul cu lipici fierbinte. O să pun lipici pe margine, dar nu vreau să pun prea mult. Acum pot lipi bucățile astea. O să fac o gaură fix aici. Am decupat încă o cutie în formă de cap de dinozaur. O să o pun deasupra. Trebuie să le vopsesc. Verdele e culoarea perfectă pentru un dinozaur și e mai rapid dacă folosesc vopseala spray. Dar n-am terminat încă. O să-i adaug lipici pe cap și o să lipesc deasupra bucata asta țepoasă. Arată bine! O să fac la fel pe spatele cutiei. O să adaug lipici de sus până jos. Aici o să-i lipesc coada. Și acum ultimele detalii. Probează-l, scumpa mea! Vai de mine! Sunt dinozaur! Lasă-mă în pace! O să te prind! E înspăimântător! N-ar strica o zi la spa! Dar de unde bani? Și ce bijuterii am? Îmi aduc aminte când aveam diamante și brățări de aur. Ce s-au schimbat lucrurile? Mie mi se par drăguțe, mama! Ești elegantă mereu! Mulțumesc, scumpa mea! Am plecat! Pa, Grace! Zi frumoasă, mama! Acum e momentul! Pot să dau iaman cutia cu bijuteria mamei! Wow, ia uite! O să arăt ca un model! Ce mai are pe aici? Uite ce cercei! Și ce inele! Wow! În sfârșit am ajuns acasă! Mă simt ca un om mare! Mama s-a și întors acasă? Ups, nu e bine! Hey, Grace, m-am întors! Abia aștept să mă relaxez! Ce mă fac? Le-am amestecat complet! O să mă pedepsească! Hai odată! Nu merge! O să pun totul pe pauză! Perfect! Wow! Hei, ce idee bună! Nu credeam că o să meargă! Mama? Iuhu! Fiu, nu-și dă seama că sunt aici! Stai așa, o să folosesc cartonul ăsta! E fix ce-mi trebuie! O să-mi pun palma deasupra, apoi o să-i trasez conturul. Vreau să obțin forma unei palme. O să arate super! Mama o să fie super impresionată! Ok, primul pas e gata. Acum o să decupez și o să adaug lipici. O să-l pun peste palmă. Trebuie să fie suficient. Pare de ajuns! Apoi o să lipesc deasupra altă palmă din carton. Apoi trebuie vopsit.
Ce portocaliu intens! Îmi place! O să aștept să se usuce. O să-i fac o bază dintr-un cerc de carton. Și așa arată produsul finit. Bate palma! Oh, am uitat de mama! Nu pot aștepta toată ziua! Am lucruri de făcut! Am plecat! Pardon, dă-te la o parte! Ups, era să uit! Mi s-a făcut foame de la atâta treabă! Vreau o gustare și știu exact unde să o găsesc! Nu cred că mama o să se supere! Dă-o încoace! Oricum ești la dietă, mama! Iu, ce obosite sunt! Hai să revenim la normal! Hei, mama! Ce faci aici? Ce ai făcut cu toate colierele mele? Nu intra în panică! Totul e sub control! Ce-i ăla? E pentru bijuteriile mele? Ce idee bună! O să-mi pun inelele aici! Arată super! Așa toate vor fi ordonate! Nu vine să cred că tu l-ai făcut! Ce talentată ești! Da, știu! Așa ai o mână de ajutor! Te-ai prins? Meriți ceva bun! De ce lipsește un colț? Ce ciudat! Mersi, mama! Îmi place ciocolata! E delicioasă! Poftim! Mersi, scumpa mea! Vino încoace! Kitty, ești gata să vezi un artist în acțiune? Desenul ăsta o să iasă foarte bine! Cu cât folosesc mai multe culori, cu atât o să fie mai vesel! Mai am de pus doar câteva nuanțe! Mi-a cam obosit mâna! A ieșit super! Sau poate nu! Nu-mi iese nimic ca lumea! Ce-au pățit astea? Aha! S-au amestecat culorile! Ce idee bună! Uite ce degrade epic am făcut! Wow! Acum o să combin nuanțele de care am nevoie! E ca un sărut între carioci! Și așa obții ceva magic! Oare asta cum o să arate? Un unicorn care schimbă culoarea! Ia uite! Zona asta sigur o să arate interesant! Pare a fi un curcubeu în formă de unicorn. Nu mă pot mișca suficient de repede. Fiecare secțiune poate avea alt degrade de culori. Vezi cum începe să prindă formă? Ai grijă la bot! Ce bine arată! Asta da îmbunătățire, nu crezi? Grijă de Gabi cât sunt de plecați. Să am grijă de Gabi, sigur. Și să fiți cuminți. E extraordinar. Prea repede. Stai, îmi sună telefonul. Oprește-te, Gabi, îmi vine să vomit. Ce zi genială. Sunt epuizat. Ce plictisitor e. M-am distrat mai mult cu Alex. În sfârșit mă pot relaxa. Așa mai vii de acasă. Ce interesant arată. Vreau și eu să am tatuaje, dar n-am niciun ban. Stai, știu! Am nevoie fix de așa ceva. Și partea cea mai bună e că nu o să folosesc un ac dureros. Ce bine arată! Arăt extraordinar! Hei, Alex, ia uite! Aha, ce n-ai... E super tare, nu crezi? Arăt ca tine! Sunt super fericită! Acum avem amândoi tatuaje! Mă simt plină de viață! Da, interesant! Ups, s-au întors mama și tata. Au venit mai devreme. Oh, nu, trebuie să te curăți rapid. Dar tatuajele mele, abia mi le-am făcut. Nu trebuie să te vadă halul ăsta. Trebuie să rezolv problema, super rapid. Stai pe loc, o să pun niște scoci peste tatuaj. Apoi o să-l ridic cu atenție. Nu, Alex, te rog, nu-l deslipi. Uite, tatuajul se deslipește. Nu trebuie să treci deloc pielea. E rapid și ușor, funcționează perfect. Mă, cam câtilă! Asta e ultimul! Am terminat! La fix! Ce ușurare! Dar îmi plăceau tatuajele mele! Nu e corect! Ce zi! Bună, scumpa mea! Stai! Unde au dispărut tatuajele tale?
Ha, corect, o să spun un secret. Nu erau adevărate. Ce penibil ești. Văd că v-ați distrat împreună. Ah, înapoi, pocnește-l. Se uită fix la mine. Lovește-l mai tare. Fac tot ce pot. Există o singură soluție. Ești pe cont propriu. Ce? Vino înapoi. Nu, n-am treabă cu păianjeni. Taxi! Sper să nu mă urmărească. Ah, așa mai merge. Soare, nisip, mare și fără păianjeni. Bună încercare, dar trebuie să rezolvăm problema. Chiar trebuie. Stai o secundă. Pot folosi paharul ăsta. Îl voi transforma într-o capcană de păianjeni. Da, merge. Ia uite, ești al meu, păianjenule. L-am prins. Este imens. Ok, e timpul să pleci. Nu poți rămâne aici. E timpul să luminăm locul ăsta. Ah, așa e mai bine. Să ne jucăm. Vrum, vrum. Bună, Barbie. Bună, Ken. Vrei să ieșim împreună? Da, normal. Vai, o să se sărute. Ce romantic. Salvați-vă! Este un monstru. Un monstru? Unde? Rar, poc, lovesc tot. Nu mă puteți opri. Să ne salveze cineva. Păpușile Ken și copiii mai întâi. Grr, sunt atât de furios. Ești al meu. Nu, nu pe el, ia-l pe cel blond. Poc, poc. Ce se întâmplă aici? Grr, păpuși pricăjite. O să vă distrug orașul. Ia, sunt epuizată. Să fii tipul cel rău e o muncă grea. Dar cineva trebuie să o facă. E timpul pentru o pauză. Asta crede ea. Nu așa de repede, domnișoară. N-ai uitat nimic? Trebuie să faci ordine aici. Întotdeauna faci atâta mizerie. Uită-te și tu. Bine, dar nu-mi convine deloc. Oh, fii atât de nedrept. Ce-i asta? Probabil că nu e importantă. Ce? Ai aruncat în mine cu asta? Gata, asta e ultima mașină. Cred că am terminat. Ce? Îți bați joc de mine? Încă e dezastru. Fă curat chiar acum. Speram că nu vei observa. Uneori ești rea, mamă. Sunt super multe hârtiuțe. Nu pot să le apuc. Străduiește-te mai tare. Stai așa, am o idee. Voi face o tăietură pe cutie, ca să se deschidă așa. Acum voi tăia o mică secțiune din ea. Exact așa, pot îndepărta această bucată. Voi aplica lipici pe un capac de suc. Apoi voi lipi o tijă de lemn pe el. Voi face două găuri în partea laterală a cutiei și voi împinge tija prin ele. Apoi voi tăia un pătrat din carton. Voi pune lipici în partea de sus și de jos a lui. Voi pune cartonul în cutie și îl voi înfășura în jurul tijei. Voi lipi cartonul aici. Pun mai multe straturi și fac niște mici tăieturi. Cred că sunt suficiente. Acum voi decora cutia. Vreau să arate bine. Oh, ce haioasă e! Cred că e gata. E un mini aspirator. O să adune toate hârtiile. Uite ce am eu! Wow, e atât de tare! Tu l-ai făcut? E fix ce-mi trebuia! Să testăm! Uite, adună hârtiuțele! Mamă, mă lași cu gura căscată! Ok, e rândul meu! Nu mă dezamăgi, micuțule! Funcționează! E minunat! Nu a făcut-o! Ba da! Clar, bla bla bla! Am nevoie de o manicură! Nu vine să cred! Bună, mami! Ok, te las! Ador bârfele! Telefonul mamei! Îl vreau! Atât de aproape! Ba nu! Nu te atinge de telefonul meu! Ah, ce bună e! Ușurel! Uș, pleacă! Voiam doar un biscuit! M-a crezut! L-am luat! Wow! Sunt adultă! Ar trebui să luăm prânzul împreună! Știu un loc minunat! A trecut mult timp! Ce face Meg? Da, adu ursuleții de pluș! Nu, telefonul meu! L-ai prins, mamă? Ce ți-am spus? Să nu mai faci asta! Stai puțin, am o idee! Pot folosi această cutie? Da, s-ar putea să meargă! Voi tăia un dreptunghi din cutie! Acum am nevoie de un creion! E timpul să-mi eliberez artistul interior! Vreau să schițez conturul unui telefon! Apoi voi decupa piesele! Acum trebuie să asamblez totul! Voi începe cu aceste piese! Voi aplica lipici pe margine! Nu-mi trebuie mult! Îl voi înfășura în carton! Apoi îi voi lipi spatele! Până acum totul e bine! Voi face același lucru cu cealaltă parte! Apoi le voi uni! Perfect! E un telefon cu clapetă!
dar nu pot să-l las așa, trebuie să-l decorez. Îl voi face roz. Vreau să colesc tastele și mă asigur că nu depășesc conturul. Acum voi picta tastele. Voi folosi un roz aprins pentru ele. Voi picta cu aceeași culoare și marginea. Să nu uit de partea superioară. O să-i placă lui Meg. O să fie tare surprinsă. Voi vopsi această parte cu alb. Nu vreau să ratez niciun loc. Mi-aș dori să am un telefon ca ăsta. Sunt invidioasă. Aproape am terminat. Trebuie să mai adaug ultimele detalii. Voi adăuga roz pe laterale și apoi un pic de galben aprins. Cred că e gata. Îi pun o imagine pe ecran. Meg, am ceva pentru tine. Ce părere ai? Ce? Nu se poate. E uimitor. Trebuie să dau un telefon important. Alo, salonul de manicură? Alo? Ah, da. Da, vreau să programez o manicură. Da, pentru fica mea și pentru mine. Sună bine. Perfect. Te distrezi, cumpo? Normal, tată! Să mergem, Pikachu! Ce naiba? Tată! O pasăre a făcut caca pe mine! Poftim? Ce-ai spus? Ah, asta ne mai lipsea! Stai să mă uit! Ah, tată, sunt multe! Ce ne facem? Ah! Mă ascund aici! Nu, sunt expus! Trebuie să găsesc o soluție! Rapid! Uite, un morban de gunoaie! Mă întorc imediat! Să vedem ce avem! Da, la fix! Haide, nu am timp de pierdut! Wow, ia uite! Chestia asta e grozavă! O ador! Păsările nu o să mă mai nimerească! Hai, arătați-mi ce puteți! Ah, uite-te la ea! Oh, nu! Sunt atacat! Meg, așteaptă-mă! Scumpo, te rog, stai pe loc! Și-au trăit fericiți până la atunci bătrâneți! Vi se plăcute, scumpo? Noapte bună, mami! Nu-mi găsesc o poziție comodă! Olivia, te așteptam! Hai să ne distrăm! Ce? Nu, nu se poate! Mama, vino aici! Ce s-a întâmplat, dragă? E un monstru în dulap! O să mă uit! Nu e niciun monstru aici! Ești sigură? Dar l-am văzut! Era chiar acolo și era rău! Stai, ce-a fost asta? Nu din nou! Mama, monstrul s-a întors! Ce este? Olivia, am mai vorbit despre asta! Sunt atât de speriată! Nu e niciun monstru! Nu sunt reali! Hei, vino aici! Nu vreau să ies! Sunt în siguranță sub pătura mea! Oh, scumpo! Stai, cred că știu ce să fac! Rămâi acolo! Am nevoie de două bucăți mari de carton. Le voi așeza în unghi, apoi le voi lipi cu banda adezivă. Așa o să stea fixe. Acum am nevoie de un cearșaf mare. Îl voi pune peste carton. Vreau să fac un cort, dar nu este încă gata. Am nevoie de luminițele astea. Le voi pune deasupra cortului. Vreau să fie primitor. Covorul ăsta e ideal. Și acest ursuleț poate sta de pază. Avem nevoie de câțiva mici de-ai lui. Am cărțile preferate ale Oliviei. Începe să arate ca o casă. Este exact ce mi-am dorit. Hiu, am terminat. Olivia, ia uite! Wow, e super! Ai făcut asta pentru mine? Mersi, mamă! Noapte bună! A funcționat! În sfârșit mă pot relaxa! Mai bine plec de aici! Nu vreau să o trezesc! Nu pot face niciun zgomot! Aproape am ajuns! Nu! Ah, degetul meu! Mă doare atât de rău! Wow! Hei, ia uite! Da, da, interesant! Dar citesc ceva! Wow! Ce zici de asta? Uite! Nu mă mai deranja! Ți-am spus că citesc! Vai de mine! Ce face cu ursuleții ăia gumați? I-a topit! Și acum are o căpșună! Nu cred! A înmuiat căpșuna în ursuleții gumați topiți! Incredibil! Mi-a venit o idee genială! Am un borcan cu ursuleți gumați și un bol! Sigur pot face și eu asta! În bol cu voi, ursuleților! E timpul pentru cuptorul cu microunde! Ha, acum trebuie să aștept să se topească. Super, sunt gata. Abia aștept să gust rezultatul. Așa, acum o să am nevoie de niște căpșuni și de alte fructe. Ups, să nu uit nici de frigăruie. E foarte importantă. Am băgat căpșuna în frigăruie. Ia să vedem. Cum se scufundă în ursuleții gumați topiți. O să o învârt ca să mă asigur că e acoperită complet. O să fac și mai delicioasă cu niște bombonele colorate. Ele fac totul să fie mai delicios. O să dau căpșuna asta prin bombonele ca să o acopăr bine. Vai de mine, ia uite-o. A adormit. O să mai fac câteva. De data asta o să folosesc și alte fructe.
o învârt bine de tot. Oh, ce bine intră sosul în mure și ce strălucește strugurele. Și evident, niște bombonele colorate. Ce simpatice sunt inimioarele astea. Gata, am făcut o farfurie întreagă. Așa, o să trezesc bătând din palme. Am zis, bătând din palme. Ha? Ce s-a întâmplat cu lumina? Ce frumos e! Voila, ți-am făcut o gustare romantică. Hai, alege una. Ce minunat! Poftim, gustă una. E delicioasă. Ia și tu una. Oh, wow! E ceva extraordinar și ce romantic. Draga mea, scumpo, ești bine? Da, sunt bine. Ce bine. Mai vrei? Nu? Bine. Nisipul ăsta e distractiv, mami. Super, draga mea. O să-l pun într-o lingură. Gustos! Nu, nu faci asta. Pune lingura jos. Nu e mâncare, draga mea. Deși, mami are o idee. Trebuia să mă fi gândit la asta mai devreme. O să pun biscuiți în blender și acum o să-i pisez. Biscuiții ăștia trebuie să fie ca o pudră. Cred că ajunge. O să pun pudra pe tăvița asta. Scumpă, ia uite ce am! Oh, mai mult nisip! Și poți să guști nisipul ăsta? Mersi, mami! Mmm, cum e? Desenul ăsta e frumos! E minunat, scumpo! Uite, mami, acolo sunt florile și soarele și cerul! E atât de talentată! Micuța mea Picasso! Sunt norocoasă să am o fată atât de scumpă! Ce s-a întâmplat? Camera? E un dezastru! Gustos! Îmi place să desenez! Draga mea, am mai vorbit despre asta. Dă-i mamei creionul colorat. Trebuie să stăm de vorbă. Ăsta nu e bun pentru dinții tăi sau pentru burtica ta. Uită-te la tine! Sunt un tablou! Am nevoie de o vacanță. Sau aș putea încerca altceva. Ia un bol cu bănuți de ciocolată și topește-i. Umple o seringă cu ciocolata topită. Încă puțin, cred că ajunge. Apoi injectează ciocolata într-un pai. După ce ai făcut asta, pune paiele în frigider. După ce s-a întărit ciocolata, îndepărtează paiul. Acum trebuie să devenim creativi. Folosește o ascuțitoare ca să-i faci un vârf într-un capăt. Vezi să fie curată ascuțitoarea? Apoi pune un ambalaj de creion colorat cerat în jurul ciocolatei. Creioane colorate sigure și comestibile. Repetă chestia asta cu diferite culori. Bună, scumpo! Mami are niște creioane colorate noi! Wow! Miros a ciocolată! Chiar e ciocolată? Așa e mult mai bine! Trebuie să fac curat. Iar... E timpul pentru un pahar bun cu lapte. Laptele vine de la văcuțe, mami. Știu, draga mea. Uite, mami, am terminat. Muu, numele ei e Margareta. E prietena mea cea mai bună. E minunată. Trebuie să agățăm desenul undeva. Nu uita să-ți bei laptele. Lapte? Eu nu-l beau! Se întâmplă chestia asta de fiecare dată! Oh, cariocile alea mi-au dat o idee! S-ar putea să meargă! O să iau mănușa asta din latex și o să-i fac niște găuri în degete. Apoi folosesc o carioca neagră ca să desenez forme pe ea. E distractiv! Gata, seamănă cu o vacă! Acum o să torn laptele în mănușă. O umplu până sus. Cred că ajunge! Poftim! Pentru mine, mulgovăcuță! Iese laptele, mami! Am umplut paharul! Mi s-a făcut sete de la atâta muncă! Mmm, ce bun e! Nu pot să cred că a mers! Stai să-ți aranjez fundița, draga mea! Mult mai bine! Semnul e drept! Asta da treabă făcută bine! La mulți ani! Ți-am adus cadouri! Ce palpitant! Da! Iar eu am gustări! Uitați, serviți-vă, fetelor! Oh, dă-mi! Mersi, tati! Ok, deci, fetelor, încercați să nu faceți mizerie! Mersi că m-ai invitat! Ciocolata asta e bună! O să iasă nasol! Trebuie să pot face ceva! Uneori aș vrea să mă distrez! Nimeni nu se gândește la sentimentele tatălui!
Nu-mi place chestia asta. Vreți să vă jucați un joc amuzant? Da! Ok, cred că suntem gata. Am nimerit! E grozav! Woohoo! Am reușit! Un alt plan grozav gândit de tata. Mă uimesc singur! Mă simt rău! Urăsc să fiu bolnavă! Măcar am ursuleții ăștia din jeleu! Ce face micuța mea? Nu-i de bine! Ok, scumpo, ai nevoie de niște medicamente! Ăsta o să te facă să te simți mai bine! Gura mare! Nu, nu-l vreau! E scârbos! Bine, o să încercăm cu pastilele astea! O să fie mai ușor de înghițit! Ia-o! Nu! Nu o iau! Am încercat! Stai puțin! Ador ursuleții din jeleu! Cred că știu cum să fac să ia pastila! Fă o mică tăietură în ursulețul din jeleu. Apoi bagă acolo o pastilă. Împinge pastila până când nu se mai vede. Apoi pune ursulețul din jeleu înapoi în bol. Ți-am mai adus niște gustări! Mersi, mamă! Sunt mai bune decât medicamentele! Atât de gustoase! Mănâncă-le pe toate, draga mea! Neața, mamă! Neața, scumpo! Mi-e atât de somn! Oh, dulciuri preferatele mele! Nu, nu mănânci dulciuri la micul dejun! Dă-le încoace! Dar sunt ale mele! Nu e un joc! Dă-le drumul! Ți-am pregătit un mic dejun sănătos! Uite, fructe! Sunt scârboase! Gustele măcar! Nu! Bleh! Oh, ciocolată! Asta nu e ciocolată! M-ai păcălit! M-am săturat! Stai așa! Pot să folosesc cubul ăsta de jucărie! Da, o să meargă! O să pun fructele pe niște farfurii mici! Și dulciurile pe alta! Vrei să jucăm un joc? Ce culoare dai, aia mănânci! Eu am nimerit morcovi! Încearcă și tu! E distractiv! Să vedem! Măv! Crocantă! E asta! Îmi plac bananele! Oh, dulciuri! Mi-o doream pe asta! Putem să jucăm jocul ăsta în fiecare zi, mami? Prindem și returile pe deasupra și gata! Mersi, mami! Ok, hai să încercăm! Ridică-te! Haide, scumpo! Ura! Wow, e super! E mult mai tare decât patinele mele cu rotile! Nu e corect! Ești gata de culcare, scumpo? Hai să te învelim! Ok, e timpul să te culci! O să strâng jucăriile astea! Mersi, mami! Ce-a fost aia? E cineva acolo? Oh, nu! Nu se poate! E un monstru! Ah! Nu mă lăsa! Ce faci? E ok! Nu are de ce să-ți fie frică de întuneric! Stai puțin! Trebuie să strâng lucrurile astea! Banda asta adezivă ar putea fi utilă! Cred că știu cum să rezolv problema asta! Mă apuc de treabă! Ia o rolă de bandă adezivă și pune-o pe orizontală! Aplică două bucăți de bandă peste centrul rolei! Uite așa! Acum începe să desenezi pe bandă colorând toată zona! Folosește culori diferite creând secțiuni! Vrem un efect de curcubeu! O să-mi pun telefonul aici și mă asigur că lanterna lui e aprinsă! Wow! E o veioză! Monstrul nu o să mă mai prind acum! Noapte bună, mami! Sunt și eu obosită! Am nevoie de somnul meu de frumusețe! Ce bine e! Stai! Ce e zgomotul ăla? Nu, am și eu nevoie de o veioză! Acum pot să visez frumos! O să fie grozav! Ador piscina! Mami, vreau să not!
Ah, normal, scumpo. Stai să-ți dau aripioarele. Unde sunt? Credeam că le-am luat. Olivia, du-te să stai acolo. De ce? Poate o vâslă? Nici gând. Cartonul plutește? E o idee proastă. Mami? Exclus! Stai să mă gândesc. Știu! Nu te mișca! Uite un colac! Cucoană, e al meu! Găsește-ți și tu unul! Încerc! Păcare o baghetă pentru piscină. Stai așa! Aș putea să o folosesc! Tai o bucată din bagheta pentru piscină, apoi folosește un cuțit ca să tai rondele. Fă la fel până la capăt. Repetă procesul cu diferite culori. Acum avem nevoie de o bridă de plastic. Bagă brida prin găurile a două rondele de spumă, apoi strânge-o. Folosește bridele ca să unești rondelele. Taie resturile de plastic. Acum poți să înnoți! Mă simt tare modernă! Mami, uită-te la mine! Iulia! Uite, plutesc! E grozav! Arăți bine, scumpo! Și eu mă pot relaxa! Hei, ce cool e! Vreau și eu o vestă! Grăbește-te, mami! Vin! Ăsta e cel mai bun loc din parc! M-am plictisit! Mami, vreau să mă joc! Nu te duce prea departe! Vreau să te văd, ok? Distracție plăcută! Ce fetiță cu minte ești, Olivia! Chiar îmi place cartea asta! Olivia? Unde a dispărut? Olivia, vino înapoi! Oh, nu! E nasol! Nu avea cum să ajungă prea departe! O să fie ok, nu te panica! Olivia, scumpo! Unde ești? Am căutat-o peste tot! Aia-i pălăria ei! Olivia, vino aici în momentul ăsta! Gata cu jocurile prostești? Hei! Scuze! Dă-mi pălăria! Credeam că ești fica mea! Olivia, acolo erai! Te-am căutat! Am fost atât de îngrijorată! Să nu mai faci asta, da? Baloane de vânzare, doar 2 dolari! S-ar putea să fie util! Așa! Balonul mă urmărește! Ce drăgălașă e! Și o văd! Două baloane? Bună! Bună! Minți strălucită, nu-i așa? Mă auzi? Stai puțin! Mami are o ședință, Olivia, așa că fă liniște! Am înțeles! Chestia aia pare distractivă! Woohoo! Ce? Șt! Da! Scuze, continuăm? Discutam despre vânzările estimate pentru luna viitoare! Numerele arată bine! Ăla a fost un pantof zburător! Mami, mami! Cine-i nenea ăla caragios? Olivia, ce ți-am zis? Atât de frustrant! Cred că știu ce să fac! Pune niște bandă adezivă pe un cerc de hula hoop pe orizontală, apoi încă una pe verticală. Continuă să aplici bandă adezivă pe cerc până obții ceva de genul ăsta. Olivia, am ceva pentru tine! Uite, e un joc distractiv! Ar trebui să o țină ocupată. Hai să încercăm iar! Deci, unde rămăsesem? Am reușit! Sunt cea mai tare la jocul ăsta! Hei, mami! Papa bun! Ce? Și-au pățit hainele tale? Ești atât de murdară! Ce să fac? Oprește-te! Trebuie să te curățăm! Dar, mamă, mi-e foame! Nu știu cum reușește! Ăsta e bun! Trebuie să le spălte astea mai târziu! Măcar am un tricou curat! Am un tricou curat pentru tine! Bine, dar o să se murdărească și el! Cum de e posibil? Nu-mi răspunde! Îmbracă-l pe ăsta! Chiar trebuie!
Mamă, îmi strici părul! Grăbește-te, mami! Mersi! Mult mai bine! Acum mănâncă! În sfârșit! Preferata mea! Uite ce minunăție din ciocolată! Nu! Nu o face! Nu pot să mă uit! E ok, respiră! Stai! Punga asta mi-a dat o idee! Oh, ce chic e! E delicioasă! Am murdărit pe mâini! Mult mai bine! Aș putea să mănânc așa ceva toată ziua! Nu-ți mai spăl hainele! Ok, mamă, am terminat! Hai să scoatem chestia asta! Trebuie doar să rup punga! Ridică-ți brațele! Și ai niște haine curate! Acum, du-te la joacă! Pa, mami! Pa, scumpo! Nimic nu se compare cu un suc proaspăt stors! Neața, mami! Poftim un pahar bun de suc! Nu-l vreau! E dezgustător! E bun pentru tine? Prefer niște ciocolată! Fără ciocolată la micul dejun! Dar... Încearcă să mă oprești! Dă-mi ciocolata aia! Nene, e a mea! E la fel în fiecare dimineață! Stai puțin! Poate merge să folosesc popitul ăsta! S-ar putea să fie util! Cred că o să meargă! Ia un popit și toarnă niște suc în el! Umple complet căsuțele! Bagă popitul la congelator până când îngheață sucul! Apoi scoate-l din popit! Wow! Arată grozav! Oliviei o să-i placă la nebunie! Aș mânca și eu așa ceva! Olivia! Ce e? Uite ce ți-am pregătit! Ce e? Gustă! Dacă zici tu! Sper să fie ceva gustos! Ce situație tensionată! Continuă! Te rog! E punuță! Hiu! Zici că e o înghețată pe băți! Mersi, mami! Ciocolata asta merge la gunoi! Să vedem pe care să o aleg! Pe asta! Ok! Stai! Am nevoie de ceva din cealaltă cameră! Ce este? De ce țipi? Am călcat pe jucărie! M-a durut foarte tare! Uite-te la piciorul meu! Oh, dragă! Poate fi într-adevăr dureros când calci pe un cubuleț! Sunt pline de colțuri și muchii ascuțite! Asta îmi dă totuși o idee! Am nevoie de un pantof și de un pistol de lipit, desigur! Ar trebui să fie suficient! Acum pot să lipesc cuburile! Urmează să mai punem și alte câteva pe pantof! Mai pun câteva și apoi va fi gata! Ok! Ăsta micuț și roz e ultimul! Poftim, dragă! Ți-am făcut o pereche specială de pantofi! Pantofi cu cuburi? Sunt cei mai tari! Îi iubesc! Mersi mult, tată! Cu plăcere, dragă! Acum picioarele tale sunt protejate! Oh, asta chiar doare! Tată, ești bine? Da, sunt bine, dragă! Ok, mă duc în bucătărie să văd dacă sunt gustări! Oh, există gustări aici! Avem și bomboane și popcorn! Îmi plac ambele! O să încep cu niște bomboane pentru că sunt dulci! Ura! Bomboane! O să le pun în ordine! Pot să fac un curcubeu cu bomboanele! Curcubeiele sunt atât de frumoase! Oh, hei, dragă! Ce faci aici? Văd că te joci cu bomboane! E destul de inteligent! Am făcut un curcubeu! Nu-i așa că e drăguț? Da, e foarte drăguț! Oh, popcorn! O să iau și eu! Oh, ups! S-a dus o parte din popcorn! Tata, mi-ai stricat curcubeul! Sunt floricele de porumb peste tot! Oh, nu! Îmi pare rău, dragă! A fost din greșeală, nu am vrut! Era cel mai bun curcubeu pe care l-am făcut vreodată! Ascultă, pot rezolva problema! Voi mânca popcornul? E un popcorn destul de delicios! Oh, doamne, te rog, nu mai plânge! Trebuie să fie ceva ce pot face! Popcorn la microunde! Și din nou bomboane? Da, cred că o să meargă! Stai să deschid un pic punga! Și acum voi turna câteva bomboane înăuntru! E timpul să punem această pungă în cuptorul cu microunde și să facem zgomot!
Dragă, te rog, nu te supăra. Tata lucrează la o soluție. Oh, a sunat! Popcornul la microunde este gata. O să torn asta în castron. Excelent! A ieșit exact cum am sperat. Bună, dragă! Uită-te la asta! Wow, ce frumos! Popcornul are atâtea culori! Ei bine, ce părere ai? Vrei să iei asta și să te uiți la un film? Ura! Ora de film cu popcorn! E distractiv! Da, ar trebui să fie distractiv! Hai, mănâncă niște popcorn! E foarte bun, nu-i așa? A ieșit bine! Da, e gustos! Și filmul ăsta e destul de bun, nu? Frumoase efecte speciale! E un mod amuzant de a petrece o seară! Ha? Oh, se pare că cineva e destul de obosită! O să o acopăr cu pătura asta! Somn ușor, dragă! Ce drăguță e! Wow, se pare că și eu sunt destul de obosit! Eh, o să opresc emisiunea și mă duc la culcare! Ce? Ce s-a întâmplat? Unde mă aflu? La mulți ani! Iată un coif aniversar pentru tine! Wow, mulțumesc! Îmi place coiful meu! Rămâi aici pentru un moment, mă voi întoarce imediat! Unde am pus tortul ăla? Așa, frigiderul! L-am pus acolo ca să rămână secret. Iată-l! O să-l scot ca să se încălzească. Așa, un tort pentru aniversarea unei fetițe. E un tort destul de frumos dacă mă uit mai bine. Oh, da, trebuie să invit niște prieteni aici. Hei, vrei să vii la noi pentru o petrecere aniversară? Vom mânca tort și ne vom distra. Voi fi acolo? Eu? Ce mă bucur că am fost invitată! Eu am rezolvat toate invitațiile. Oh, nu! Ce-am făcut? Tortul! Nu, nu, nu! Am distrus porția asta! Ce o să mă fac? Trebuie să existe o cale de a repara asta! Dar cum pot repara un tort deteriorat? Nu sunt cofetar! Stai puțin! Alea din bol sunt bomboane? Poate că îl pot repara dacă sunt atent! Voi începe prin a tăia cu un cuțit această parte zdrobită! Așa, o să pun felia asta pe farfuria de aici! Acum e timpul pentru bomboane! Să sperăm că va merge! O să le presez în această porțiune tăiată a tortului. Pare a fi în regulă. O să continui. Trebuie să arate bine. A ieșit destul de bine. E ceva ce nu pot face bomboanele, dar avem nevoie de o lumânare. Dragă! Da, tati? Vai, ăla-i tortul meu aniversar? Wow, are bomboane pe el și e roz! Wow! Sunt toți prietenii mei! Au venit să sărbătorească ziua de naștere cu mine! Hai să-mi pun o dorință și să sting lumânarea asta! Cea mai tare zi de naștere! Vrum, vrum! Barca asta zboară sus prin aer! Of, o grămadă de cumpărături! Foarte grele! O să pun astea aici pe blat! Oh, uite-te la tortul ăsta! Iubesc torturile! O să mănânc tot tortul ăsta! Stai! Poate ar trebui să tai doar o felie. Roșiile astea sunt așa proaspete. Dragă, tu! Cuțitul! Ce faci cu cuțitul ăla? Nu! Pune-l la jos! O să te tai! Oprește-te! Te voi salva! Of! Ce? Ce a fost cu zgomotul ăla și trepidațiile? Dă-mi ăla! Știi regulile despre folosirea cuțitelor! Vreau o bucată de tort și am nevoie de un cuțit! Cuțitele sunt prea periculoase pentru a le folosi. Uite, lasă-mă să-ți fac un cuțit de hârtie. Trebuie doar să adaug un mâner la această lamă de hârtie. Poftim, dragă! Ăsta e un cuțit pe care îl poți folosi. Ura! Un cuțit doar al meu! Acum pot să mănânc niște tort. O să-mi tai cea mai mare felie din lume. Iubesc tortul! Știu! Și acum pot să mă întorc la treabă în timp ce tu ești în siguranță. Acum, unde am pus roșiile alea? Tortul ăsta e cel mai tare! E atât de bun! Mai vreau tort! Încă două bucăți! O să-mi bag asta în gură! E atât de bun! Oh, mama a cumpărat și dulciuri! Iubesc dulciurile! Uf, în sfârșit am golit punga asta de cumpărături! Stai puțin! Încă mai mănâncă tort acolo? Ai mâncat tot tortul și ciocolata aia? De unde ai luat dulciurile? Cred că visez! Ha, mami se poartă ciudat! Oh, nu vine să cred că am mâncat toate astea! Era un tort întreg! Nu! Dar o vreau! Nu! Ai mâncat deja prea mult! Ești atât de rea! Ești cea mai rea mamă din lume! Acum mai am și mizeria asta de curățat! Și nu vine să cred cum a reușit să fure toată ciocolata aia!
De fapt, asta îmi dă o idee bună. O să pun o grămadă de ciocolată în castronul ăsta. O să topesc ciocolata în cuptorul cu microunde. Nu prea mult, totuși. Așa, se pare că e gata. Nu vreau să o țin prea mult. E topită perfect. Acum o să torn asta într-o formă. Oh, uite câtă ciocolată topită! Miroase atât de bine! Iuh, așa, am pus toată ciocolata în formă. Iar acum s-a și întărit. Nu mai e topită. Adică pot scoate ciocolata din formă acum. Trebuie doar să termin de tăiat acest brocoli. Încă niște tăieturi și apoi e gata. Mamă, ce faci? E foame, vreau o gustare. Oh, uite, poți mânca ăsta ca gustare. Ha? Ce-i ăsta? Brocoli? Scârbos, nici gând. Nu mă mir, nu multor copii le place brocoliul crud. Ce bine că am tocătorul ăsta nou, pentru că mi-ar prinde bine o mică gustare. Mmm, delicios. O să mă uit la televizor, poate sunt clipurile mele preferate. Ce? Ce show e ăsta? Nu l-am mai văzut până acum. Wow, tatuaje! Tatuajele sunt atât de cool! Oh, Spider-Man e preferatul meu! E cel mai tare! Aș vrea să pot fi Spider-Man! Aș fi cel mai tare! Hei, ce-i ăsta? Oh, alte tatuaje! Vreau un tatuaj! Sunt atât de cool! Și eu vreau să fiu cool! Iu, toate treburile mele de azi sunt gata! Hei, stai pe loc! Unde te duci? O să-mi fac un tatuaj! Stai, ce? Categoric nu! Bine! Pe cuvânt, puștiul ăsta și ideile lui! Eu pacoste! Oare o fi vreun episod nou din serialul meu preferat? Bună, mamă! Bună, dragă! Ce mai faci? Vai de mine! Ce-ai făcut? Ți-ai desenat peste tot pe brațe! Sunt tatuaje, mamă! Nu-i așa că-s cool? Nu, nu, nu! Trebuie să curățăm astea! Bine că markerul ăsta permanent nu s-a uscat încă! Dar, mamă, erau tatuajele mele! Eu le-am făcut! Toate tatuajele mele au dispărut! Nu e corect! Îmi pare rău, dragă, dar ești prea tânăr pentru tatuaje! Dar poate te pot ajuta! O să folosesc partea de sus a unui capac pentru a marca cercuri! Și acum pot folosi acest fix pentru a trasa cercurile! Le vom putea spăla mai târziu când va fi nevoie! Și acum o să trec la acest fix roșu pentru a da culoare! Se pare că iese destul de bine! Voi contura modelul roșu cu mai mult negru pentru a-l evidenția și apoi vom copia acest design cu o altă linie neagră. Ok, e bine! Știi ceva? Cred că ne-ar prinde bine niște mov. Vom face un nou model pe aceste părți. Vreau să mă asigur că liniile mov arată la fel totuși. Vom umple puțin aceste linii și apoi poate vom mai adăuga ceva aici sus. Și am terminat! Ce părere ai? Wow! Un tatuaj adevărat! E atât de tare! Da, sunt cel mai tare! Mersi, mamă! Cu plăcere, micuțul meu domn! Wow! Țesoasa mea arată super! L-am surprins din unghiul bun! Da, da, dacă zici tu! Stai să vezi desenul meu! Cred că am terminat! Am o idee! Am nevoie de niște benzi de carton! O să îmbing un creion prin asta! Acum trebuie să fac o cutie! Aici intervine pistolul meu cu lipici fierbinte! O să pun lipici doar pe o margine! Ar trebui să fie suficient! Acum pot să lipesc toate bucățile! Fix așa! Fix de asta aveam nevoie! Acum am nevoie de cartonul cu găuri! Astea trebuie lipite pe ambele părți ale cutiei! Apoi o să împing creioane prin găuri! O să am nevoie de unul sus și de încă unul fix aici! Vreau ca vârfurile să fie orientate în direcții opuse. Cadrul e complet, dar n-am terminat. O să iau niște hârtie cu adeziv. O să dau la o parte folia și apoi o să înfășor în jurul creionului de sus. O să apăs pe partea lipicioasă și o să învârt creionul. Hârtia se va înfășura în jurul lui. O să lipesc celălalt capăt de al doilea creion. Asta e tot, e gata. O să-mi înfășor desenul cu țestoasa în jurul lui. Wow, ce desen urât are Hazel. Ok, e timpul pentru spectacol. Hei, ce faci acolo? Sunt pe cale să transform desenul! Fii atentă! Stai puțin, e uimitor! Wow! Destul de impresionant, nu? Îl vreau! Îl cumpăr! Ăsta e de ajuns? Da, clar! Mulțumesc pentru achiziție! Vai, ce greu e! Ce chestie genială! Sunt bogat! Creionul ăsta e perfect pentru mine! Da, e fix ce-mi trebuie! Dinozaurii trebuie să fie verzi, nu-i așa? Poftim, Miles! Biroul tău e un dezastru! Uite cum arată! Trebuie să faci ordine! Scuze, m-a cuprins creativitatea, dar mă poți ajuta? Sunt cam ocupată! Asta e, nu știi ce pierzi! Trebuie să rezolv situația asta! Stai puțin! Îți place dinozaurul meu, nu-i așa? Știu, așteaptă aici! Am
nevoie de o foaie de hârtie cartonată verde. O să o înfășor în jurul unui tub de carton. O să o strâng bine și o să o rulez până la capăt. Acum o să tai excesul. O să mai fac un tub. Apoi am nevoie de niște lipici. O să pun o linie subțire pe tub. Ar trebui să fie suficient. Acum pot să le lipesc unul de altul. Apoi o să adaug ultimul tub. Am tăiat o hârtie cartonată în formă de dinozaur. Bucățile astea roșii pot fi puse deasupra. O să lipesc un al doilea strat peste. O să las o bucățică nelipită la capăt. Apoi o să-i fac o față. Are nevoie de un zâmbet fericit. Acum pot să pun totul cap la cap. Capul trebuie lipit aici și are nevoie de o coadă lungă și ondulată. Și la final are nevoie de patru picioare. Ce dinozaur drăguț! O să adaug o bază de carton jos. Ar trebui să fie de ajuns. Hei, Miles, uite ce-am găsit! Sunt cam ocupat! Wow, ăla e un dinozaur? Arată glorios! Știam eu că o să-ți placă. E pentru pixuri și creioane. Wow, ce bine arată! E cel mai tare lucru pe care l-am văzut vreodată. Și o să te ajute să ai biroul ordonat. Sigur, dar cel mai important e că e un dinozaur. Sunt atât de fericit! Mi-am terminat treaba aici. Stai așa, de unde au apărut desenele astea? E obsedat, sunt peste tot. Speram că nu o să observi. S-ar putea să fiu dependent de dinozauri. Trebuie să vorbim. Poate mai târziu, am un dinozaur determinat. Mi-era frică că să spui asta. Gata să ne distrăm, ursulețule? Ce sus, poți să sari! Oh, nu! Ce-am făcut? Sunt un monstru! Annie? Mamă, uite cum arată ursulețul meu! Nu-ți face griji! Știu ce pot să fac! Am nevoie de niște scotch transparent. O să tai o bucățică. Apoi o să colorez cu un marker roz. Vreau să o acopăr complet. Apoi voi lipi un pai pe mijloc și voi plia scotch-ul peste el. Apoi voi sufla în pai. Un balon perfect! O să-i cipesc capătul pentru a-l sigila. Am făcut mai multe baloane de diferite mărimi. Acum pot să le lipesc între ele. O să folosesc un pix corector ca să desenez pe scotch. Încep cu un cerc mare. Apoi o să-l hașurez cu alb. După aceea o să desenez ochii și apoi nasul și gura. O să fie super drăguț! O să-i lipesc urechi din hârtie în vârf. Uită-te cum arată! E super moale și drăgălaș! Oh, Annie! Uite ce-am aici! Wow, e adorabil! Vreau să-l strâng în brațe! Poftim, dar nu prea tare! Piu! Ești cel mai bun prieten al meu! Hai să ne jucăm! La prânz, bine? Ne vedem curând! Pa! Unde mi-e poșeta? O să lipesc semnul fix aici! Aștept clienți! O clientă! Bună, mami! Bună, Chloe! Bine ai venit în magazinul meu! Vezi ceva ce-ți place? N-am timp pentru asta! 38 de dolari pentru asta? Nu! Nu-i nimic, am destule! Ce mai vrei? Un flamingo! Drăguț! E tentant, dar nu mersi, scumpa mea! Încerc să-mi găsesc poșeta! Știu ce-ți trebuie! Azi am primit-o! Poșeta mea! Dă-mi coace! O să te coste! N-am niciun ban! Îmi pare rău! Atunci nu ți-o dau! Bani! Dar, bine, intru în joc! Așteaptă puțin! Trebuie doar să iau ceva! Strălucește! Ce prostuță ești, mama! Accept doar numerar! Mă grăbesc, Chloe! Ce pot să fac? Stai așa, am o idee! Da, cred că va funcționa! Am nevoie de niște mănuși și de o cutie! Mă întorc imediat! Mai întâi o să tai cutia în bucăți. O să am nevoie și de lipici fierbinte. O să adaug o linie subțire de lipici pe bucata asta. Ar trebui să fie suficient. Apoi o să lipesc de dreptunghiul mare. O să apăs ca să se lipească bine. Apoi o să fac același lucru cu restul. Bucățile de la capăt au fante în ele. Apoi am nevoie de o bandă de hârtie. O să rulez. Vreau să fie strânsă bine. O să desfac o bucățică din ea și o să trec printr-una dintre fante. Arată bine. O să acopăr marginea acestui pătrat din carton cu lipici. Mă bucur că port mănuși. O să o lipesc în partea de sus a cutiei. E puțin mai mic, dar așa trebuie să arate. Acum ultimul element. O să adaug lipici doar pe trei laturi. O să-l lipesc în unghi. Îmi place cum a ieșit. Acum o să decorez. O să pun lipici pe laterale. Apoi o să-l acopăr cu o bucată de material negru. Nu vreau să fie încrețit. Am lăsat un pic de material în plus pentru partea din spate. Apoi o să lipesc o etichetă albă. Am creat un afișaj și o tastatură. O să lipesc numerele la intervale egale. Am nevoie de un card de credit. Fiu, a fost acceptat! Chitanța este prin partea de sus. Sper să-i placă lui Chloe. Hai să aflăm! Acum accepti carduri? Wow, ce tare! Orice magazin are nevoie de un POS. Apa!
afacerea mea se dezvoltă. Deci, acum pot să cumpăr poșeta? Sigur! Speram să spui asta. O să bag cardul aici și o să finalizez vânzarea. Mulțumesc pentru achiziție, poftim! În sfârșit! Acum pot pleca. Ce-a fost asta? Cum a ajuns pe jos? Oh, serios! Hei, ce mă fac acum? Cerere și ofertă, mama! Pregătește-ți cardul de credit! Vrum, vrum! Scârț! Bip-bip! Am fost la limită! La o parte! Atenție! Nimic nu mă poate opri! La 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 la! Aspir camera! Mă simt plină de viață! Ce poate fi mai frumos? La 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 la! Stai puțin! Apasă accelerația! Vrum! Iuhuu! Mai repede, mai repede! Cum se face atâta mizerie în casă? Aspiratorul nu mai aspiră! Ce-a pățit? Nu înțeleg! Nu funcționează! Ce ciudat! Cum e posibil? Eram sigură! Hei, mama! Hai să prindem viteză! Serios, Chloe? Încerc să fac curat! Asta trebuie aruncată la gunoi! Mereu îmi strici distracția! De fapt... Nu e corect! Stai! De ce te uiți așa la mine? Am o idee! O să tai niște bucăți din cutia de pizza. Apoi o să-mi iau pistolul cu lipici fierbinte. O să încep cu bucata asta. O să pun lipici pe margine. E suficient! Acum îl pot lipi de dreptunghiul ăsta mare. O să fac la fel pe partea cealaltă. Am crestat o fâșie lungă de carton. Așa o să pot să o îndoi și să-i dau forma dorită. Voi folosi lipici ca să o țin pe poziții. Acum pot să o las deoparte. Am făcut o gaură într-un capac de suc. O să împing două paie prin ea. Vreau să se potrivească perfect. Nu vreau să se desfacă. Deci o să folosesc lipici ca să le fixez. O să acopăr capacul pe exterior. Am făcut o gaură mică în partea de sus a cartonului. Pot băga paiele prin ea și le pot scoate prin gaura asta. Acum am nevoie de mai multe capace de plastic. O să bag o frigăruie de lemn într-un pai. Paiul e puțin mai mic decât frigăruia de lemn. Apoi bag capacele de plastic la ambele capete și folosesc lipici pentru a le prinde bine. Hai să testăm rezultatul. Uite cum se învârt! Pe astea le lipesc în partea inferioară și adaug câteva elemente decorative. Mai exact, faruri și ferestre. Bag un balon peste capacul de suc și umplu balonul. E timpul pentru un test de condus. Atenție! Ce mai? Ce-i asta? Wow, e minunată! Știam că o să-ți placă. Mersi, mama! Cu plăcere, scumpa mea. Abia aștept să testez. Cred că e gata. Porniți motoarele! Wow, ce tare! Ce rapidă e! Oh, nu! Oh, nu! O să fac accident! Ups! Scuze, mama! Sper că ai asigurare! Ar fi trebuit să mă gândesc la asta mai devreme! Sunt gata! Start! Ce tare! Nu! O să mă depășească! Nu te opri, mama! Mi-e greu să ai copii, știm! Dar suntem aici pentru a te ajuta! Îți arătăm câteva trucuri uimitoare pentru a-ți face viața mai ușoară! Nu trebuie să ne mulțumești! Cu asta ne ocupăm! Îmi place nuanța asta de fard de obraz! Ah, mă sună cineva! Trebuie să răspund! Alo? Ah, bună! Serios? Nu pot să cred! Pac, pac, pac! Ah, mama vorbește la telefon! Vreau și eu să fac asta! Ha, serios? Trebuia să fi văzut! Ok, ne auzi mai târziu! Pa, pa! Mă simt o mare, dar am nevoie de un telefon adevărat! N-ar trebui, dar nu pot rezista! Crima perfectă! Ah, fetița mea frumoasă! M-a prins! Retrage-te, retrage-te! Dar nu renunț! Încetişor! Ah, ai nevoie de puțină pudră, Annie! Te gâdi? Drăguț, mama! Bun, mai încerc o dată! Ah, vrei să mă îmbrățișezi? Ce drăguț! Aveam nevoie de asta! Da, exact asta făceam! Devine ridicol! Mami, trebuie să se pregătească! N-am cum să ajung la telefonul ăla! Arăți bine! Trebuie să-mi iau mănușile! Aha! Nu e deloc atentă la mine! Trebuie să mă mișc rapid! Trebuie neapărat să luăm prânzul împreună! Uite-le! Ce moi sunt! Sună bine! Ups! Annie? Nu! O să te prind! Wow! Cum ai făcut asta? Sunt atât de
de dezamăgită de tine, Annie! Îmi pare rău, mama! Nu te poți juca cu telefonul meu! Stai puțin, s-ar putea să existe o soluție! Am o idee genială! Cutia asta e fix ce-mi trebuie! Să trecem la treabă! O să încep cu un pătrățel de carton. O să desenez rapid ceva. Conturul unui telefon. Mă simt ca un artist. Acum voi adăuga câteva detalii. Astea vor fi tastele. Până acum arată bine. Apoi o să desenez ecranul. Acum voi face același lucru aici. Asta va fi cealaltă parte a telefonului. Mă bucur că nu-mi tremură mâna. Acum trebuie să le decupez. Ce ușor a fost! O să întorc invers piesele astea două. Acum o să am nevoie de pistolul cu lipici fierbinte. O să adaug lipici pe margine. N-am nevoie de foarte mult. Apoi folosesc o bucată de carton ondulat. O să pun peste lipici. Asta va fi partea laterală a telefonului. O să înfășor de jur împrejur, fix așa. Deasupra pot lipi cealaltă bucată de carton. O să fac același lucru și cu celelalte elemente. Începe să prindă contur. Trebuie să le unesc. Am o balamă mică, din metal. E perfectă! O să o lipesc în interiorul cartonului. O ajută să se desfacă, ca un telefon adevărat. Acum trebuie să-l colorez. Folosesc un pix corector pentru asta. Apoi colorez marginea cu un marker roz. Îl întorc și fac același lucru pe partea cealaltă. Dar nu e gata. O să lipesc deasupra un pisoiaș drăguț. Am tăiat o gaură în zona ecranului. O să bag o imagine înăuntru. Cred că am terminat. Abia aștept să-i-l arăt lui Annie. Uite ce am aici! Hai să mai încercăm o dată! Alo? Vrei să vorbești cu Annie? Wow! Nu-mi vine să cred! E pentru tine! Glumești! Wow! E genial! Am de dat un telefon important! Ar fi bine să răspundă! Bună, Annie! Nu o să-ți vină să crezi ce zi am avut! O să râzi garantat! Povestește-mi tot! Credeam că sirenele sunt mai distractive! Mama! Nu sună bine! Mami vine imediat! Chloe, ce s-a întâmplat? Spune-i lui mami! Jucăriile astea sunt plictisitoare! Ah, stai puțin! Ce-i asta? Încearcă-o! Oh, pare distractivă! Vino încoace, rățușcă! Ce de culori! M-aș putea obișnui cu asta! Sper să o țină ocupată! Iar rața se pune deasupra! Asta-i tot? Mama! Glumești? Vreau să-mi citesc cartea! Ce mai e? Am terminat puzzle-ul! Wow, ești genială! O să aduc altceva! Poftim! Distracție plăcută și nu te grăbi! Oh, așa mai vii de acasă! Trebuie să potrivesc pozele! Cât de greu poate fi? Ah, nu e greu deloc! Ah, plictisitor! Mama! Ior? Ah, hei, Pikachu! Ce mai faci? Ce e? Uite, am terminat! Trebuie să găsesc ceva cu care să te poți juca. Ia să vedem. Hai, gândește-te la ceva. Nu, n-am nicio idee. Ce mă fac? Stai așa. Oare? Da, cred că știu. Asta va rezolva totul. Așteaptă puțin, scumpa mea. Am nevoie de o bucată de carton. Și o foarfecă. O să-i tai colțurile. Vreau să fie rotunjite. Perfect! Acum o să-mi folosesc creativitatea. O să am nevoie de un marker. O să desenez un pătrățel pe carton. Apoi o să-l împart în secțiuni. Fac o grilă. O să numerotez fiecare pătrat. Acum trebuie să decupez grila. Deocamdată o să o las deoparte. Am o foaie de hârtie roz. O să o folosesc ca să acopăr pătratul. Ce colorat e! O să-l întorc invers. O să-i pun lipici pe spate. Vreau să fie foarte lipicios. Ăsta va fi cadrul. Acum am nevoie de o foaie albă de hârtie. O să desenez inimioare pe ea. Apoi îl voi schița pe Pikachu. Nu vreau să fac nicio greșeală. Vreau să-i mențină interesul lui Chloe. Nu-i ușor deloc. O să-l colorez rapid. Să nu uit de Pikachu. Vreau și eu obraji așa îmbujorați. E o operă de artă. Acum am iar nevoie de grilă. O să întorc invers. O să pun lipici pe ea. Apoi o să-mi lipesc desenul deasupra. Nu vreau să fie încrățit. Acum poate fi tăiat în bucăți. Și poate fi băgat în cadru. O să aranjez piesele așa. Va fi un puzzle genial. Bun, cred că e gata. Sigur o să-i placă lui Chloe. Ah, era să uit. Trebuie să mut piesele. Chloe, uite ce ți-am făcut! Ai văzut Pikachu? E super! Iu, cred că e ce trebuie.
Urează-mi noroc! Pare complicat! O să glisez bucățica asta aici și apoi o să mut pe asta! Trebuie să mă concentrez! Și eu trebuie să mă relaxez! Stai, vreau să verific ceva! Ah, așa mai vii de acasă! Asta e ultima piesă! Mama! Ah, serios? Ce e? Uite! Ah, l-ai terminat deja! Sunt mândră de tine! Vreau să mai încerc o dată! A fost distractiv! Grăbește-te, mama! Ura! E timpul să mă pregătesc să plec la școală! O să fac o călătorie cu ghiozdanul! Așa, sunt gata! Tată! Tati! Sunt gata să merg la școală! Ok, sunt aici! Opa sus! Ești pregătită? Ține-te bine! Ura! E atât de distractiv! Ador călătoriile cu ghiozdanul! Ce zi frumoasă e, nu-i așa? Stai! Cum de-am ajuns aici? Cred că am luat-o greșit! Părul tău îmi place cel mai mult! Scumpă! Uite ce ți-am adus! Niște carioci nou-năuțe doar pentru tine! Ura! Mersi, mami! Ador cariocile! Oh, două verzi! O să încep cu asta mai întâi! Mă pricep la desenat! Ar trebui să primesc un trofeu! O să folosesc toate culorile acum! Oh, arată ca un curcubeu! Ador curcubeiele! Ura! Albastru! Și pot să-mi scriu numele cu roșu! Oh, de ce sunt atât de multe capace? Nu le vreau! La, la, la! O să scot toate capacele! Hei, cum de nu mai merge carioca asta? Mama! Mama! Mami! Uite, cariocile sunt stricate! Repară-le! Poftim? Dar sunt nou-nouțe! Abia le-am cumpărat! Stai să văd! Ce se întâmplă cu afurisitele astea de carioci? Ok, vino cu mine! O să văd ce pot face! Uite, vezi? Toate cariocile sunt stricate! Oh, înțeleg! Ai lăsat toate capacele desfăcute! Fără capace, toate cariocile s-au uscat! Vezi, Ava? Trebuie să pui capacele la loc când nu le mai folosești! Ok, pun capacele la loc! Să vedem! Unde sunt celelalte capace? Ava, unde le-ai pus? Uite unul! Iar aici mai e unul! Sunt peste tot! Cum poate o fetiță atât de mică să facă o asemenea mizerie? Noroc că e atât de simpatică! Aș fi vrut să existe o metodă prin care să fie mai ordonată! Ah, hei! Banda adezivă! Mi-a venit o idee grozavă! Așa, o să încep cu o bucată de bandă adezivă! Cred că ajunge! Apoi o să am nevoie de carioci, evident! O să le aliniez așa pe banda adezivă! Gata! Uite așa! Și apoi pot să pun restul benzii pe deasupra! O să meargă perfect, sunt sigură! Ok, scumpă, ia uite! Acum nu o să-ți mai pierzi niciodată capacele! Sunt toate împreună, bine? Poftim! Ua! Uite! Cariocile merg iar! Am făcut o floricică mov și o inimioară verde! Oh, ești o mică artistă tare pricepută! Vrum, vrum! Frână! Să vedem! I-am luat destule jucării? Ah, să nu-i uit șapca și cartea mea și șervețelele în caz că se murdărește. Of, e deja plin! Haide, intră acolo! Știu că încapi! Grozav! Ce mă fac acum? Hm? Cu ce se joacă el acolo? Hei, mami! Ăla era al meu! Ok, stai să scot jucăria asta din recipient. Acum că e gol, pot să-l umplu cu niște șervețele umede. E un recipient mic, dar șervețelele devin și mai mici când se împăturesc. Așa, cred că ajung. Și acum ocupă mult mai puțin spațiu. Hei, mamă! Uite ce pot să fac! Am o față de chips! Da, ce treabă, isteață! Bravo! Așteaptă puțin, totuși! Stai să-mi iau șervețelele! Asta e una dintre cele mai deștepte chestii pe care le-am făcut în ultima vreme! Așa! Mămica vrea să-ți curățe fața, nițel! Gata! Ești curățel! Exact cum îmi place mie! Ah, ce după-amiază plăcută! Vai! Oh, scumpule, uite, rățuște! Mamă! M-ai făcut să dau pe mine! Vai! Eh, nu-ți face griji, rezolvi o problema! Vezi? Încă am șervețele! Gata! L-am șters pe tot! Tricoul tău e iar curat! Mai bine mănâncă mărul ăsta în loc de suc! Vrum! Tirit! Păzea! Trec! Mrr! Camionul Dino te-a lovit! Mrr! Scumpule, ce faci acolo? Scumpule! Scumpule, mami te întreabă ceva! Vai, mâinile tale sunt pline de pământ! Eh, ce bine că am iar șervețelele astea! Stai să-ți curăț mâinile! Trebuie să le frec bine!
Gata, acum ai iar mâinile curate. Ura! Mersi, mamă, te iubesc cel mai mult. Să vedem, unde să pun astea? Ah, vai de mine, uite ce de cuțite. Nu se poate așa ceva, dacă îngerașul meu umblă aici. S-ar putea răni, nu ste zilele astea? Oh, nu, nu, nu! Nu pot să las așa ceva aici! Trebuie să le ascund pe toate astea ca să nu le găsească! Fiu, mult mai bine! Acum o să fie în siguranță! Ok, ia să-i strâng jucăriile! Stai puțin! Colțul mesei e atât de ascuțit! E aproape mai rău decât cuțitele alea! Ar putea să se lovească de el! Oh, nu! Nu genunchii ei mici și prețioși! Nu vreau ca masa asta să o facă să plângă! Vai! Oh, nu, nu! Nici gând! Imposibil! Nu o să țin o asemenea mașinărie mortală în casa mea! Gata! Pernele sunt bine fixate pe colțuri! Nu mai sunt ascuțite? Clar o să fie în siguranță! Să nu uit să încui ușa! Oh! Stai! Prizele! Prizele din casă! Nu! Ce face? O să se rănească! Nu, 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 nu! Nu, puiul meu! Stai pe loc! Să nu bagi niciodată nimic într-o priză! Of, și uită-te la tine! Ești atât de murdară! Stai să încerc să te curăț! Ah, ce mă fac eu cu tine? Hei, stai puțin! Capacul de la șervețelele astea ar putea fi soluția! Da, clar o să meargă! Trebuie să fac câteva modificări! Așa, pot să scot capacul și să-l lipesc pe priză! Acum este un capac de perete. Ar trebui să-i țină degețelele curioase departe de priză. Ok, să fii cu minte când mămica e plecată. Stai puțin! Fierul de călcat! Nu o să pot să plec niciodată de acasă! Ura! Ăsta e pupitul meu preferat! Ador fluturii! Vai de mine, se comportă ca un îngeraș! Ah, bună! Nu te-am mai văzut de-o veșnicie! Ce mai faci? Hai să mergem la plimbare! Da, o faci! Crezi că am putea străbate lumea întreagă? Oh, uite, păpușico, o piscină! Ador să not! Wow! A, ți-e sete? Ar trebui să bei ceva! Poftim! Cum e? E bună? Oh, nu! Unde a dispărut? Ah, e acolo! Nu pot să cred cât de mult a crescut de când am văzut-o ultima dată! Păpușico, nu mai e atât de distractiv! Ah, ia uite! E o minge acolo! Oh, e chiar o minge bună! O ador! E cu roșu și albastru! Hei, vino înapoi, minge! Nu te mai rostogoli! Vreau să mă joc cu tine! Wow, minge! Uite cât de înalt e copacul ăsta! Merge până sus de tot! E cel mai tare copac din lume! Copacule, copacule, pun pariu că pot să te scutur! Glum ne-am! Efectiv, mă obsedează cartea asta! Ha? Stai! Unde a dispărut? Unde e? Nu, nu, nu! Lipsește! Nu e nicăieri! Uite-i păpușica! Dar o ia peste tot! Unde-o fi? Nu vă supărați! Bună, ați văzut o fetiță pe aici? Arată așa, e foarte drăgăleașă! Oh, ne pare rău, n-am văzut-o pe aici! Unde s-ar fi putut duce? Telefonul meu! Alo? Da, da! O, Doamne, mulțumesc din suflet! Oh, unde e? Ah, îngerașul meu, draga mea! Mămica te căută peste tot! Bună, mami! Ah, vă mulțumesc atât de mult că mi-ați adus-o înapoi! Cum ați găsit? Ah, avea brățara asta, am sunat la numărul de pe ea! Vai de mine, am uitat că i-am făcut brățara aia! Am luat niște gută și apoi niște mărgele! Inimioare ca să arate drăguț și apoi și numărul meu de telefon! La final și numele ei și apoi și mai multe inimioare! Eh, vă mulțumesc atât de mult că mi-ați adus-o înapoi pe Annie! O zi bună! Fă-i cu mâna eroinei tale, Annie! Poftim! Ți-am pregătit o gustare sănătoasă! Nu! Nu vreau așa ceva! Scârbos! Vreau un burger! Oh, Doamne! Eh, nu poți! Trebuie să mănânci fructele astea! Poftim! Gustele! Știu că o să-ți placă! Am zis nu! Vreau un burger! Eh, mai vedem noi! Uite! Vine mărul! Uite-l! Gura mare și ia o mușcătură! Haide, scumpo! Ador merele! Sunt preferatele tale! Ok, ce zici de ciocolățica asta delicioasă? Uite-o că vine! Wow, ador ciocolățelele! Ura, o vreau! Se apropie și mai tare! Nu, am zis că nu vreau mere! Of, ok, hai să încercăm așa! Uite cine e la mine, Annie! Exact, domnul Ursulescu a venit să te viziteze! Poftim, acum dă-i o îmbrățișare! Thank you. Perfect, nu e deloc atentă, o să-i strecor merele astea! Nu, nu le vreau! Merele nu au voie aici! Oh, îmi cam pierd răbdarea!
Trebuie să pot face ceva. A zis că vrea un burger. Știu, sigur o să păcălesc de data asta. E timpul să încep să-i pregătesc un burger din fructe. Mărul o să fie chifla, kiwiul salata, o felie de piersică pe post de carne și căpșunele și bananele în loc de sosuri. Pot să fac și niște cartofi prăjiți din mere. Scumpă, ți-am făcut un burger așa cum ai vrut. Wow, un burger întreg doar pentru mine și cartofi prăjiți. Cartofii prăjiți sunt preferații mei. Ura, e timpul pentru burger. Delicios, e cel mai bun burger din lume. Ce fetiță cu minte am. O să stropesc puțin trandafirul ăsta, chiar dacă e cam simpluț. Bună, draga mea, ți-am adus un buchet de flori. Vai de mine, ce surpriză frumoasă. Ce frumoase sunt și ce bine miros. Poftim, fă-mi o poză cu telefonul. Ok, ești gata? Zâmbește! Stai așa, fă-mi una în poziția asta. Mulțumesc, cred că ajung. Acum o să le pun în vaza asta. Dăm telefonul înapoi. Telefonul meu! Oh, nu! Nu! L-am auzit crăpându-se! Telefonul meu iubit! Ce mă fac? Oh, da, nu e bine deloc. Poate n-ar trebui să te uiți la el. Vai de mine, e mult mai grav decât mi-am imaginat. Păi, poate îl putem repara cu niște scoci. Glumești? Păi, poate cu un ciocan atunci? Ai dreptate, evident că ai dreptate. Ah, ce prost sunt. O să-mi folosesc propriul telefon. Ok, hai să ne uităm la clipul ăsta cu soluții. Stai, aia e pastă de dinți? Nu-mi vine să cred că a umplut ecranul cu ea. Și acum freacă bine pasta de dinți? De ce face asta? Ok, măcar acum curăță telefonul. Poftim? Crăpăturile ecranului au dispărut complet? Hai să testăm și noi trucul ăsta cu telefonul tău crăpat. Am pregătit pasta de dinți, sunt gata. Așa, a? O să întind peste ecran fix ca în clip. Așa, cred că ajunge. Și eu am un șervețel ca să o șterg de pe ecran. Ah, se întinde peste ecran și atât. Nu cred că funcționează. Ah, ce pierdere de timp. Bietul meu telefon, la naiba. Ia stai puțin. Draga mea, ai ceva pe nas. Fix aici. Ah, glumețule, mereu știi cum să mă faci să râd. Niște castraveți. Ah, vai de mine. Ce frumoasă e când gătește. Durează prea mult. O să grăbesc procesul. Ce drăguț! O prințesă grațioasă! Mă inspiră să fac un desen! Ok, am stabilit proporțiile! Ce faci acolo? Aha, mă desenez? Stai așa! O să stau nemișcată cu acest castravete în mână! Cum îmi stă părul? Îmi desenez latura bună? Ce zici de poziția asta? Stai puțin! Oh, nu! Mi s-a rupt vârful creionului. Vai de mine, creionul! Cum ai terminat acum de desenat? Stai, o să-mi verific telefonul. Poate există o soluție. Ok, uite aici. Are un creion și un instrument pentru decojit legume. Ce tare! Ascute creionul cu instrumentul pentru decojit legume. Wow, ce treabă bună a făcut! Uimitor! Hai, decojitorule, e timpul să ne salvezi creionul. Fac fix ca în clip. O să decojesc creionul în sus. Și o să tot întorc creionul ca să se ascută uniform. Ah, a funcționat! Ia instrumentul înapoi, dragă! Stai puțin să termin portretul. Ok, am terminat. Ești gata să-l vezi? Voila! Stai, un castravete? Asta desenai de fapt? Ah, ce dezamăgire! De ce? Mi se pare că seamănă destul de bine. Oh, TikTok! Hai să facem ceva! Ce greu a fost! Nu mai am aer! Wow! Cred că trebuie să facem mai mult sport! Până atunci, ce zici de ceva de băut? O să ne răcorim cu băuturile astea! Sigur! Oh, ce de bule are! E bine acidulat! Noroc! Hei! Stai puțin! Ce faci?
Oh, mă uit la un clip pe TikTok. Uite, vezi? Face un fel de truc cu niște suc. Oare ce urmează să se întâmple? Aia e cumva bată pe băț? Oh, a băgat-o direct în suc! Și-a schimbat culoarea! Și acum adaugă niște vată pe băț galbenă! Oare am putea face și noi asta? Da, știu ce zici! Hei, uite ce ai aici! Fac! Hei, uite! Ți-ai imaginat niște vată pe băț? Ce? Acum putem încerca și noi trucul de pe TikTok! În regulă, avem un pahar și niște suc! L-am turnat și l-am pregătit pentru pasul următor! Ești gata? Treci în paharul cu suc, vată pe băț! Ce tare! S-a topit! Ești gata? O să mai pun niște vată pe băț! Da! Pune mai multă! Ce mult îmi place că se topește imediat! Parcă ar fi magie! Mă simt ca o vrăjitoare care prepară poțiuni magice! Hei, lasă-mă să pun culoarea asta! Ce idee bună! O să mai pun și eu un pic! Așa! Arată bine! Mi-am pregătit paiul! Tu? Hai să gustăm băutura asta! Wow! E delicioasă! De data asta unde am ajuns? Oh, nu! Sunt la închisoare! Nu-mi stă bine deloc în haine portocalii! Nu e bine deloc! Mor de foame! Oh, hei, îmi dați și mie câteva? Nachos, super! Doar băieții buni au voie! Stai, semnul ăla spune că mâncarea e interzisă! Serios? Încalci regulile! Nu e corect! Îmi strici pauza de nachos! Am nevoie de ajutor! Hei, Matthew, mă auzi? Mama? Stai! De unde se aude? Nu cred că e de la ceas! Casa asta e bântuită cumva? Ce ar trebui să fac cu asta? Au! Ce amuzant! Matthew, eu sunt! Trebuie să mă ajuți! Sunt la închisoare! Nu țipa atât de tare! Mickey, tu ești? Cine altcineva? M-am săturat! Hei, folosește ăsta! Serios? Chiar trebuie să fac totul de una singură? Ce ciudat! Oh! Hei, Mickey! Am nevoie de niște gustări, dar gardianul e cu ochii pe mine! Stai, gardianul? Ești la închisoare? Așa deci, am înțeles! Poți conta pe mine, sunt as în domeniul deghizării! Mă, gâdilă! Ce mult îmi place culoarea asta! Adică, lumea a râs de mine când am cerut produse de machiaj cadou de ziua mea! Dar cine râde la urmă, râde mai bine! Mai am nevoie de ceva! Oh, ce drăguță mă simt! Trebuie să exersez mersul pe tocuri! Cum reușesc fetele să facă asta? Încetişor! Trebuia să fi purtat ceva fără toc! E timpul pentru spectacol! Hei, frumosule! Ești atât de frumoasă! Cred că m-am îndrăgostit! Ce drăguț ești! M-am plictisit! Vreau ceva de mâncare! De ce ia atât de mult lui Matthew să-mi aducă ceva? Vrei să ieșim la cină într-o seară? Sigur că da, mai ales dacă te îmbraci cu uniforma asta! Aș face orice pentru tine! Stai puțin! M-ai păcălit! Dar cum? M-au păcălit ochii ei de vis! Nu ești nici primul, nici ultimul! Vreau ceva dulce! Ce ciudat! Pot să te ajut cu ceva? Vezi ce am în sandale! Ce grețos! Stai așa! Au tocuri false cumva? Ce idee genială! Wow, e ceva înăuntru! Sunt bomboane! Ești cea mai tare! Noi fetele trebuie să ne apărăm spatele una alteia! Fix de asta aveam nevoie! Wow, arată delicios! Nu ai voie să mănânci bomboane! Te-am prins! Corect, sunt prins cu cătușe de raftul ăsta! Mulțumesc foarte mult! Hai să te scot de aici! Și cu tine ce facem? N-am văzut nimic, promit! E timpul să evadăm! O să apăs pe buton! Nu plecați nicăieri! Era o fantomă! Dar nu o să uit niciodată! O să trăiască pentru totdeauna în inima mea! Fiu, în sfârșit am ajuns acasă! Ups! S-a întors mama! N-am făcut curat în casă! Ce-am mâncat aseară? Vale de aici! Ce de junk food! Trebuie să mă mișc rapid! Micuțu! Trebuie să te învățăm să faci doar afară! Mama nu trebuie să vadă dezordinea! Încă puțin! Hei, mama! Bine ai venit! Hai să te ajut cu pungile astea! Fiu, era cât pe ce! Hai să-ți fac ceva de mâncare, scumpa mea! Stai jos, mă întorc imediat! Bine, mama! Ce masă delicioasă! E perfectă pentru o fată în creștere! Ce-i asta? Nu vreau așa ceva! Poftim? Trebuie să o mănânci, Stacy? Nu cred! Bine, dă-o încoace! Ce mă fac? Trebuie să-i fac altceva de mâncare pentru Stacy la prânz! Știu! Îi plac tăiței! Poftim! Asta vrei să mănânc? Sunt delicioși! Mă îndoiesc!
Ok, cineva face mofturi la masă azi? Crede că e la restaurant cumva? Ce mai avem pe aici? Cerealele sunt mereu soluția salvatoare. Și a plecat. Ce tare! Nu scape așa ușor. În niciun caz. Stacy, trebuie să mănânci ceva. Iar mă bați la cap? Ce-i cu atitudinea asta? Aoleu! Jucărie, evident. Putea să se termine prost. Ți-am făcut un bol delicios de cereale. Mama, începe să devină jenant. Hai, știu că vrei. O să spun pas. Am făcut tot posibilul. Nu știu ce să mai fac. În sfârșit, unde rămăsesem? Se pare că o să mănânc eu cerealele astea. Stacy nu știe ce ratează. Stai așa, trenulețul. Ăsta e răspunsul. E foarte simplu. Cred că știu ce să fac. Nu vreau să mă vadă Stacy. Din fericire e prea ocupată cu jocul ăla idiot. Acum e momentul. O să iau astea și calea ferată. Să trecem la treabă. O să întind calea ferată pe masă. O să prind bucățile între ele. O să fac o buclă mare. Perfect! Apoi o să pun trenul pe ea. Arată bine! Hei, Stacy, vreau să-ți arăt ceva! Dar, mama, sunt ocupată! Ce e? Uite! Hai! Ce e? Wow! Serios? Ce tare! Mi s-a făcut foame! Nu vine să cred că ai făcut asta! E cea mai tare idee! Nu știu cu ce să încep! Aș putea mânca mereu în stilul ăsta! Ce frumos se învârte trenul! Oh, ce bine arată mărul ăsta! Vreau niște sos! Preferatul meu! Următoarea oprire, stomacul lui Stacy! Ce delicios e! Ce fată cu minte! Uite trenulețul! Ce tare! Hai să ieșim la plimbare, Fluffy! Oh, ce drăguț! E prietenul meu cel mai bun! Mereu îl iei cu tine peste tot! Ok, hai să mergem! Aoleu! Mai încet, Fluffy! Mergi prea repede! Te aștept aici! Se distrează de minune! Nu prea pot ține pasul cu tine! Ești cel mai drăguț cățel din lume! Vrei să mai facem o plimbare? Aoleu! Atenție! Amândoi o să dormiți bine la noapte! Ok, hai să ne odihnim! Sunt epuizată! A ce miroase? Fluffy? Nu cred! Ba da! Cum poate ceva atât de mic să producă ceva atât de mare? O să ne prefacem că n-ai făcut nimic! Hai să te strâng în brațe! Te distrezi, scumpa mea? Sigur că da! Stacy, sper că Fluffy a făcut asta! What? Fă curat după el! Poftim? Nu! Vorbesc serios! Hai! Nu mai comenta! Cine pierde, strânge după el! Asta vrei să facem? Ok, intru în joc! Nu e corect! Ce mai aștepți? Ăsta e cel mai mare dezavantaj al unui cățel! Să faci curat după el! Care e cea mai bună metodă de a face asta? Sunt prea aproape! Miroase urât! Ok, ia să vedem! O să-mi bag mâna în punga asta și apoi o să apuc răhățelul. Încă puțin. Nu, nu pot, e prea grețos. Wow, ia uite, ce elegantă e. Și clama aia de păr. E fix ce-mi trebuie. E prea ocupată cu telefonul ca să observe. Pac. O să funcționeze perfect. Ups, comportă-te normal, Fluffy. Că? Nu vreau să văd așa ceva. Mai bine plec. Nu s-a prins. Să trecem la treabă. O să bag clama de păr în pungă. Și apoi o să ridic răhățelul. Așa nu-l ating deloc cu mâna. Apoi o să-l acopăr cu punga. Tot dezgustător e. Poftim, mama. Mersi. E fix ce mi-am dorit. O să-l bag în geantă. Îl aruncă mai târziu la gunoi. Mami, uite! Oh, ce drăguț! Aveam nevoie de o clamă nouă de păr. De ce miroase în continuare urât? Nu mai contează. Mi-e foame, mi-e foame! Poftim, scumpa mea. Oh, ce bine arată! Un sandwich delicios! Sigur o să-mi placă! Are toate ingredientele mele preferate.
Ce bun e! Mai vreau! Da! Cad chestii din el! Ce dezastru! Cum e? Jasmine, ce faci? Nu te șterge pe mâini de bluză! Stai să te ajut! Mersi, mama! Mereu te murdărești când mănânci! Folosește șervetul ăsta! Mai vreau mâncare? Imediat! Cum ai făcut asta? Trebuie să o cureți! Nu-i mare lucru! Păi de ce am aici? Vino să mănânci! Poftă bună! Oh, pizza! Și un pahar răcoritor de suc! Ce poate fi mai bun de atât? Ups, am vărsat puțin! Trebuie să mai exersez! Asta e! E delicioasă! Când mâncam pizza în oraș cu tatăl tău și el împrăștia sosul peste tot! Stai! Ce-i aia? Wow! Cremă de ciocolată! Vreau și eu! Îmi place ciocolata și a mea! Numai a mea! Miroase extraordinar! Vrei să mergem în parc mai târziu? Da, sigur! Asta e partea distractivă! O să-mi ating! Niciodată nu am destulă cremă de ciocolată! E o operă de artă! Aproape că arată prea bine ca să o mănânc! Aproape! Sunt super fericită! Stacy! Ce-ai făcut? Uite cum arată masa! De ce ai face asta? Adică, masa mea curată! Hei, îmi place să mănânc! Știu, scumpa mea! Dă-mi șervetul ăla! Sper să se șteargă! Nu funcționează! Pete, pete peste tot! Ce coșmar! Degeaba insist! Sunt prea multe pete! Stai așa! De ce te uiți așa la mine? Am acoperit masa cu folie de aluminiu. Wow, ce tare! Știu, am multe idei bune. Nu pot vorbi acum, mănânc. Oh, un sandwich, dă-l încoace. De ce faci așa multă mizerie? Dar acum nu mai contează. Mi s-a făcut sete de la atâta mâncare. Ai terminat? Nu mai pot mânca nimic. O să fac curat, trebuie doar să împăturesc folia de aluminiu. Fix așa! Nu trebuie să mai curăț nimic! Și am zero pete pe masă! O să o arunc direct la gunoi! Ingenios, nu-i așa? Bravo, mama! Oh, ce? Ce s-a întâmplat aseară? Cred că ne-am distrat prea mult! Nu-mi vine să cred că m-am mărit! Wow! Mă bucur pentru tine! Noroc! Iuhu! Nu vreau să mai fac asta niciodată! Trebuie să-mi revin! Ce dezastru! Super! Acum trebuie să fac și curat! Aoleu! Ce-a puțit machiajul meu? Stai! Încep să-mi aduc aminte! Cred că am mers într-un club! Wow! Aplauze pentru Mia! Hai să dansăm! Oh, da, domnișoarelor! Cine vrea să cânte? Ups, scuze! Hai să mergem! Wow, ce jenant! Și a ajuns la mine în baie! Ce-a pățit toaleta mea? Ce ciudat! Sper că nu s-a întâmplat ceva și mai rău! Stai puțin! Ce noapte genială! Ar trebui să facem asta în fiecare weekend! Clar n-o să fac asta în fiecare weekend! Mă dor toate! Ha? Asta de unde a apărut? Oh, hai să ne jucăm! Vreau să câștig un puppet! Ține-o tot așa! Iuhu! Am reușit! N-a fost chiar așa rău! Oh, nu! Inelul meu! Nu e bine deloc! Unde sunt? Ar trebui să fiu la colonie! Am nevoie de un inel! Trebuie să găsesc o soluție! Să trecem la treabă! În primul rând, am nevoie de o tavă de brioșe. O să torn în iarăși în epoxidică transparentă. Apoi o să pun câteva picături de vopsea roșie. Acum trebuie să le amestec. O să creez un vârtej cu ajutorul pensulei. Înainte să se întărească, o să adaug deasupra o bază de inel. Cred că e gata! Super! Am ajuns la timp! Hai să ne căsătorim! Ce mult îmi place ciocolata! Eram îngrijorat! Dragule! Nu uita de verighetă! Ți se potrivește perfect! Ce romantic! Ne-am căsătorit! Acum pot săruta mireasa! Ca toată ziua cu popitul ăsta! Stai! N-am dat jos capacul! Ups! Nu sună bine deloc! Tati, cred că am o problemă! Poftim? Ce mai aștepți? Hai, hai, hai! Nu-i bai, te ajut eu!
Aoleu! Ce naib? Mă puteți lăsa singur, vă rog? Sigur că da! Nu mă mai agita! Stai puțin, trebuie să-mi trag suflul! Nu mai sunt în formă maximă! Wow, ce de trepte! Ne-ar trebui un lift! Hai odată, tati! Hai să mergem! Cât cântărești mai exact? Dă-te la o parte! Gata, scumpa mea! Am ajuns la fix! Nu mă uit! Ce rece e! Trebuie să mă ridic! Ce ai pățit? Colacul de la toaletă! Uite! Asta da problemă! Stai puțin! O să-ți folosesc popitul! Mai întâi o să decupez găurile! Oh, ce bine e! Apoi o să le lipesc de colacul toaletei! Wow, ce colorat e! Și o să te protejeze de colacul rece al toaletei! Oh, o să fac o inimioară! Wow, arată super! E gata! Cum ți se pare, Gabi? Wow, îmi place foarte mult! Ia să vedem! Abia aștept să-l testez și eu! Tati? Scuze, scumpa mea! Ce bine e! Acum e mult mai bine! Ce ai mâncat ieri? Gabi, ai terminat? Ce distractiv e! Da, te ajută să te distrezi cât stai la baie! Mersi, tati! Mă bucur că te-am putut ajuta! Sunt aproape gata de școală! Zi frumoasă, scumpa mea! Stai! Era să uit! În sfârșit a plecat! Acum mă pot schimba! Gata cu hainele plictisitoare! Așa mai vii de acasă! Acum pot redeveni eu însămi! Îmi place mult nuanța asta de ruj! Lexi? Mama! Există o explicație! Sper să fie bună! Am întârziat! Stai! Cât e ceasul? E duminică! Pot să lenevesc în pat! Asta da viață! Nimic nu se compară cu o cafea matinală! Trebuie să mă apuc de base! Îmi place melodia asta! De ce zgomot? La 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 la! Spăl vase duminica! E cea mai frumoasă zi a săptămânii! Nimic nu se compară cu vasele curate! Oprește-te! Stai, a funcționat cumva? Acum îmi pot face somnul de înfrumusețare! Ce spor am! E o zi perfectă pentru puțin DIY! Ia de aici! E metoda perfectă pentru a scăpa de stres! Nu funcționează! Trebuie să mă gândesc! Știu! De asta am nevoie! Sunt de neoprit! Sunt o mașină de găurit! Da! Serios? Chiar trebuie să fac asta acum? Ce urmează? Iuhu! Camera asta e perfect curată! Gata! Am terminat! Ce treabă bună am făcut! Am transpirat! Am nevoie de un pui de somn! În sfârșit! Acum mă pot pregăti! Încetişor! Te rog, nu te trezi! Încetişor! Am reușit! O să-mi iau cheile! Nu face mișcări bruște! Ups! Te rog, nu te trezi! Doarme ca un bebeluș! Trebuie să plec! Pa! Pleci undeva? Mama! Visezi! Dar cred că ai uitat ceva! Dar mama! Nu-mi place să învăț! Trebuie să plec la întâlnire! Abia aștept! A ajuns! Bună, dragule! Hei! Astea sunt pentru tine! El cine e? Mama!
Hai să-l analizez mai bine. Bună! Nu știe să se îmbrace. Mama, o faci de rușine! Stai! Florile astea arată cunoscut! Mi-ai distrus grădina! Dispar de aici! Ok. Putem avea întâlnirea și afară. Hai să mergem! Pa, mama! N-ar strica să-i supraveghez. Mersi pentru flori! Sunt foarte frumoase! Tu ești frumoasă! Aia e cumva mama ta? Nu, nu cred! Am o deghizare perfectă! Nu se bănuiască că sunt aici! Ce fac acolo? Arăți extraordinar! Mulțumesc mult! Ești drăguț! Ce? Ce-a fost asta? Nu știu, dar a durut! O să mă prefac că tund copacul ăsta! Vai, cum arată frunzele astea! Ce rușine! Stai puțin! Nu-mi vine să cred! Mă simt super alături de tine! Nu te așeza prea confortabil, amice! Stau mult prea apropiați! Cine face curat în parcul ăsta? Arată oribil! E momentul perfect! Ba nu! Nu e! E ceva în copac! Ce se întâmplă? Suntem plini de frunze! Văd perfect de aici! Aoleu! Mama! Ce comod stau! Wow! Ce tare! Lexi, uite ce am aici! Ce e? O petrecere în stilul anilor 80? Nu, nu e pentru mine! Hai, o să ne distrăm! Trebuie să ne pregătim! Cu ce ești îmbrăcată? Eu arăt bine! Cu ce ești tu îmbrăcată? Asta nu e stilul anilor 80! Arăt bine! Trebuie să te schimbi! Haide! Amețesc! Cum arăt? Așa mai vii de acasă! Mă simt ciudat! Arăți extraordinar! Dacă spui tu... Iuhu! Hai să dansăm! Chiar trebuie? Uite ce mișcări știu! Ce e asta? Da! Măcar mama se distrează! Vino încoace! Relaxează-te! Distrează-te! Sigur! Știi ce? Nu e chiar așa rău! Așa, Lexi! E bine, mama? Ce seară genială! Sunt cel mai bun dansator de aici! Trebuia să fi fost acolo! A fost ireal! Trebuie să ne vedem mai des! Da! Hai să ne vedem la prânz! Am văzut o rochie super drăguță! Dar mama nu-mi dă cardul ei de credit! Stai! Te sun înapoi! Ce-i ăla? Ce se întâmplă? Am vedenit cumva? Mama? Nu poate fi real! O să fie îngrozitor! Nu-mi place deloc să calc haine! Ok, să trecem la treabă! Nu e chiar așa greu de fapt! Merge chiar bine! Ok, am călcat ceva! Pare că nu se mai termină! Nu trebuie să fie șifonat! Nu mă pot opri! E ușor hipnotizant! Nu înțeleg de ce mamei îi place să calce! E super plictisitor! Ce de haine! Sunt aproape gata! Ok, cred că astea-s toate! Ultima! Credeam că l-am împăturit! Acum ce mă fac? Nu mai am timp! Vreau să-mi trimiți documentele în seara asta! Stai puțin! Ce s-a întâmplat aici? Bună, mama! Am călcat rufele, oarecum! Trebuie mereu să mă ocup de toate în casa asta! Ce dezordine! Un singur lucru te-am rugat să faci! Dă-te la o parte! O să le calc singură! Și încă am treabă! Ok! Mă ocup imediat! Nu, trimite-le acum! Le-am primit, mersi!
că am terminat. Am nevoie de o cafea. Cum e posibil? E extraordinar! Wow! Hai să mergem, domnule unicorn. Nu am parașută. Ce se întâmplă aici? Lexi, ești trează? Aha, nu mă păcălești așa ușor. Îți știu toate trucurile. Nu mă poți păcăli. Psst, Lexi! Știu, așa o să-mi dau seama dacă te prefaci că dormi. Au! Am nevoie de lanternă. Mama? Ce faci? Eram sigură! De ce nu dormi? E ora de culcare, domnișoară! Treci la culcare imediat! A nebunit! Mama! Sunt cu ochii pe tine, Lexi! Trebuie să mă mut singură! Hai că poți! Ce stresant e! Sper că e corect! Asta e tot ce pot! Cum am descurcat? Pe cine încerc să păcălesc? E greșit, nu-i așa? Nu știu de ce mai încerc! Ce greu e! Fiți atente, tocilarelor! Trebuie să faci doar asta! Voila! Știu! Sunt genială! Cum e posibil? Nu cred! Yuhu! Libertate! Ai văzut ce față avea profa? Nu vine să cred că s-a așezat pe perna pentru farse pusă de Kevin pe scaunul ei. Îți place de Kevin, nana! Hei, nu mă mai trage de păr! Stai! Vreau să-ți arăt ceva. El e noul meu prieten. Oh, ce pufos pare! Uite ce am eu! Ha? Ce-a pățit ursulețul meu? Oh, nu! Mi s-a scurs cerneala în ghiozdan! Nu e bine deloc! Mama o să se supere maxim! Dă-l încoace! M-ai dezamăgit! M-am săturat! Nu vreau să te mai văd! Ți-ai făcut familia de râs! Încotro să o apuc! Asta e! Așa arată viața mea acum! Sunt nomadă! Sunt singură pe drum! E și un urs uriaș! Poate vrea o îmbrățișare! Sau nu! Nu pot păți așa ceva! Nu vreau să mă mănânce un urs! Cred că am o idee! O să pun lipici fierbinte peste o cutie de chipsuri. Vreau să creez o ramă. O să o înconjor și o să las un spațiu mic. Apoi o să pun un fermoar peste ramă. E noul tău penar! Pentru mine? Ce tare! Wow! Abia aștept să-l folosesc! Unde-mi sunt fixurile? În cap perfect! Ești cea mai tare, Mickey! Da, știu! Și sunt și modestă! Atenție, elevi! Azi dați test! Și va fi extrem de dificil! Ok, prima întrebare! Care soluție e alcalină? Asta sau asta? Știu! E cea albastră! Tu ce crezi, Stacy? Ești de acord? Nu sunt sigură! Am discutat despre asta! Ar trebui să știi răspunsul! Ce mizerie! Trebuie neapărat să... ok! Hai să încercăm ceva diferit! Cine-i ăsta? Știu răspunsul! Iar! E un tip cu păr ciudat! Teoretic, ai dreptate! Se pricepe! Ce-i asta? Nu știu! Știu eu! E un pahar Erlenmeyer! Dai numai răspunsuri corecte, Mickey! Mersi! Cine poate rezolva asta? E dificilă? Incredibil! Ce murdar e totul! Nu uitați să folosiți? Stai așa! Ați văzut-o, nu? Nu mai contează! Aveți 4 variante! A, ce greu e! Nu și pentru mine! Oare de unde știe toate răspunsurile? Cât de deșteaptă poate fi? M-ai impresionat, Mickey! Sigur trișează cumva! Pot să te ajut cu ceva? Cineva a murdărit tabla!
O să o fac să fie curată luna. Hei, ce faci acolo? Oprește-te! Dai drumul cărpei! Vorbesc serios, madam! Aoleu! Acum e momentul! Am nevoie de un pic de ajutor suplimentar. Îmi place mult tehnologia. Unde rămăsesem? Stacy? Copiez cumva? Eu? Nu! Bine! Psst, Stacy! Dăm telefonul! Repede, înainte să ne vadă profa! Mersi! Asta e următoarea întrebare! Știu cum te pot ajuta! Șt! O să acopăr marginea husei cu lipici. Lângă ea o să trasez altă linie de lipici. Apoi o să lipesc deasupra un creion. O să fac la fel cu toată husa. Vreau ca telefonul să fie ascuns. Asta o să-ți rezolve toate problemele. Bun, cine crede că știe răspunsul corect? Mickey, ce-s alea? Astea? Sunt creioanele mele. Ok, bine. Poftim, ia-l. Wow, mersi. O să-l pun fix aici. O să am toate răspunsurile la îndemână. Haideți, n-am toată ziua la dispoziție. Care e răspunsul? E extraordinar! Știu! Varianta aia! Foarte bine! Mersi, Mickey! Sper că v-ați pregătit pentru test. Atâta timp cât am manualele, o să fie bine. Ai gustat sucul ăsta? E extrem de bun. Cred că sunt gata. Am recapitulat totul. Nu trebuie să mă stresez. Să am minte limpede, ca să iau nota 10. Trebuie neapărat să mai cumpăr suc. Ok, elevi, ăsta e testul. A sosit momentul. Start! Ia să vedem. Ce bine că ne putem folosi manualele. O să fie mai ușor așa. Unde o fi răspunsul? Sigur e pe aici pe undeva. Sunt gata, ia să vedem. O să fie super ușor. N-am de ce să mă stresez. Vă expiră timpul. Nu găsesc răspunsul. E super ușor. Ce urmează? Mi se pare mie sau e cald aici? Nu e bine deloc. Credeam că ai învățat. Șt, încerc să mă concentrez. Trebuie să vă grăbiți. Secundele trec rapid. Vi se termină timpul. Trebuie să terminați. Sigur iau notă de trecere. Au! Hei, care-i faza? M-ai lovit cu o carte! M-a durut! Stai așa, cred că știu ce să fac! Așa, Mickey nu o să mai dea cu manuale în mine. O să pun câteva paie colorate peste niște hârtie de copt. Apoi o să apăs fierul de călcat peste hârtie. Așa topesc paiele, fără a le arde. Acum o să dau o gaură la un capăt. O să bag sfoara asta prin gaură. Apoi o să-i fac un nod. Astea sunt perfecte pentru Mickey. Hei! Ce e? Wow! Perfect! Acum găsesc răspunsurile super ușor. E fix ce-mi trebuie. Gata! V-a expirat timpul. Dați-mi testele. Am reușit! Super! Ce ușurare! Yuhu! Da, eu sunt. O să fiți impresionați. Ra-ra! Hai, băieți! Uhu! Ah, mulțumesc! Ce drăguț din partea voastră! Îmi fac mereu timp pentru fanii mei! Nu uitați, primesc cadou doar bani sau aur! Gata, lăsați-mă în pace! E greu să fii majoretă! Și mie ușor să arăt atât de bine! Dar trebuie să mă aranjez puțin! Bună, Stacy! Îmi dai un autograf? Sunt fanul tău numărul 1! Pot să scrii că e pentru prietena mea cea mai bună, Mickey? Ai ceva în păr? Cum a ajuns asta aici? Că... Vai de mine, ce jenant! Îmi cer scuze, Stacy! Stai, am o idee! O să bag asta într-o matriță în formă de inimioară. O să mai pun câteva. Apoi o să torn deasupra niște rășină epoxidică. Și o să aștept să se întărească. Acum o pot scoate din matriță. Și o să o prind de o agățătoare de cercei. Și am obținut o bijuterie personalizată. Wow, ce drăguți sunt! Stacy, vino înapoi! Am ceva pentru tine! Cercei? Pentru mine? Wow! Arată super! Se potrivesc cu ochii tăi! Te-ai gândit vreodată să încerci ceva nou? Ce se întâmplă? Mă simt plină de viață și amețită! Hai să facem ceva împreună! Stai!
mult mai bine. Wow, văd totul în ceață. Au! Ups, a fost vina mea. Hai să te ajut să te ridici. Hei, prieteni, sunt Luna. Am o poveste nouă pentru voi. Deci, așa arată școala mea. Atenție, băiat atrăgător! Glumesc, sunt doar eu. Wow, o să vă arăt o zi din viața mea. Acum e momentul. Trebuie să arăt cât mai bine. Nimic nu poate strica momentul ăsta. Aoleu! Luna, îmi cer scuze. Ha? Rucsacul meu! De ce țipăm? Trebuie să-l repar. Stai puțin. O să lipesc asta aici, o să tai puțin din coace și ți-am făcut un rucsac nou. Sper să-ți placă. Wow, îmi place foarte mult. Prieteni, trebuie neapărat să-l vedeți. E cel mai drăguț rucsac din toate timpurile. Salutați-l pe Brian. Trebuie să intru la ora. Ne mai vedem, Brian. A? Nu, stai! Luna! O nouă zi de muncă. Dar cineva trebuie să o facă. Chestia asta funcționează? Ha? Ce-i cu zgomotul ăsta? Ce distractiv e! Ha? Bun venit în magazinul meu de jucării! Uite ce ofertă variată avem! Asta nu e camera de joacă? Wow, ce tare! Ce multe jucării! Toate visele mele se împlinesc! Cu ce să încep? Vreau să le cumpăr pe toate! Iuhu! O să iau asta și asta. Cred că asta e tot. Le scanez imediat. Ai gusturi scumpe? Nu-mi place cum sună asta. Te costă $1.000.000. Ha? E un chilipir. Ce de zerouri! Poate ar trebui să scad prețurile. Nu-i bai. Ce zici de asta? E mai bine? Oh, așa mai vii de acasă. Mi le permit? Pot să plătesc cu cardul? Poftim? Nu! Acceptăm doar numerar. Vezi? Scrie și aici. Nicio problemă. O să folosesc bancomatul. Nu te uita la codul PIN. E secret. Stai puțin, n-o să dureze mult. Am nevoie de niște monede? Ar trebui să fie suficienți. Acum pot cumpăra jucăriile astea. Poftim! Wow! Ce tare! Cum l-ai făcut? Vino încoace, o să-ți explic. Ai nevoie de niște carton. Mai întâi desenez fantele, apoi le tai. Apoi am nevoie de un pătrat mic de carton. O să decupez șanțuri în pătrat, fix așa. O să adaug lipici la capete, nu prea mult. Apoi o să-l lipesc peste fante. Cât timp se usucă, îmi pot face cardul. O să colorez o bucată albă de spumă. Trebuie doar să mă asigur că se potrivește. Ar trebui să intre și să iasă ușor. Pare a fi ce trebuie. Îmi place cum arată. Acum o să întorc cartonul invers. Am nevoie de alt pătrățel de carton. O să lipesc pe marginea fantelor. O să fac asta până la capăt. Și o să le lipesc fix. Arată bine. Acum am nevoie de o bucată mare de hârtie cartonată. O să o înfășor în formă de tub. O să las liberă o bucată la capăt. Apoi o să adaug lipici peste ea. O să pun un pic de lipici aici. Pot lipi tubul. O să apăs ușor. Apoi îl lipesc de carton. O să adaug alt pătrat aici. Acum trebuie să fac o cutie. O să lipesc o bucată mare de carton pe o parte. Apoi o să-l ridic vertical. Următoarea piesă este spatele. O să o mențin fixă folosind lipici. Apoi trebuie să fixez o bucată de carton aici în unghi. Pot adăuga ultima laterală. O să rulez niște bagnote și o să le adaug în fante. Monedele se pun în tub. Când cardul intră în fantă, împinge banii afară. Așa. Apoi trebuie doar să-l decorez. Tare, nu-i așa? Îmi păstrează toți banii în siguranță. Vreau să-l testez și eu. Pot să-mi iei locul în magazin. A? Și eu o să iau ăsta. Pa, pa! Poftim? Hei! Asta e! Fără milă! Asta e tot ce poți? Ia de aici! Wow! Oh, nu! Nu cred! La atac! Te-am prins! Oprește-te! Ups! Nu mai am apă! Ha? Unde a plecat? Există o singură soluție! Anguard! Am exersat! Uite ce mișcări știu! Sunt gata! N-o să mă învingi niciodată! Atenție! Trebuie să mă feresc! Hiu! A fost cât pe ce! Am nevoie de un scut!
Ha-ha, nu ai scăpare! Te-am prins! Ha? Oh, nu! Ghiveciul! Ce ai făcut? A fost un accident! Mama o să fie supărată foc! Cum rezolvăm problema? Stai! Am o idee! În primul rând am nevoie de o bucată de carton. Apoi o să iau un burete. Am înmuiat buretele în apă. O să tamponez cartonul cu el. Vreau să se umezească bine. Arată bine. Acum pot dezlipi stratul superior. Apoi o să iau o conservă de aluminiu. O să o pun peste carton. Apoi o să o acopăr complet. E timpul să o vopsim. Pot să o fac să arate și mai bine. O să-i leg o sfoară la mijloc. Am obținut un ghiveci viu colorat. Wow, e uimitor! Acum hai să terminăm bătălia! Vino înapoi! De unde să încep? Verdele transmite întotdeauna ideea de liniște. Deci se potrivește cu viziunea mea. Foarte frumos! Voila! Nu arată bine deloc. Am nevoie de o pânză nouă. Poate albastrul ăsta e mai potrivit. Da, deja arată mai bine. Așa mai vii de acasă. De ce nu-mi iese ca lumea? Chiar am stricat degeaba o pânză. E timpul să trec serios la treabă. De data asta o să desenez ceva realist. Încetişor. Și... ha! Chiar m-au dezamăgit mâinile astea. Nu sunt făcut pentru viață de artist. Ah, de ce am pățit așa ceva? De ce universul e necunoscut? De ce? Ce zi? Nici părul nu-mi stă bine. Stai! Aveam răspunsul în propriul buzunar. Lipește pe pânză 3 bucăți de scoci. Așa vei obține un triunghi. Apoi urmează colorarea. Adaugă culorile creând forme în relief ca în imagine. Poți alege orice nuanțe vrei. Trebuie doar să se încadreze între limitele trasate. Ce vopsea densă! Urmează partea cea mai interesantă. Mișcă pieptenele în zigzag, în timp ce treci prin culori. E ok dacă se potează scociul. Acum umple și restul spațiului alb. Așa, fă forme în relief. Stratul de jos poate fi mai greu de făcut, pentru că e mai mult spațiu de umplut. Dar nu-i bai, o să vezi la final că merită. Acum dezlipim scociul. Ce linie curată am obținut! Mai am două. Și un triunghi colorat perfect. Acum îmi pot admira capodopera. Se pare că sunt, totuși, un artist adevărat. Wow, ce drăguță e Hazel! M-aș putea uita la ea toată ziua! E o imagine a frumuseții! Cred că m-am îndrăgostit! Hai odată! Gata! Wow, poate face orice! E fata perfectă! Și noi? Am avut un mic accident! Avem o problemă! Scociul are o minte proprie! Știu ce am de făcut. O să decupez o inimioară dintr-o bucată de carton. O să am nevoie de două. Așa mai vii de acasă. O să le acopăr cu hârtie roz. Acum trebuie să înfășor banda asta de carton în hârtie roz. Nu o să înfășor complet. O să am nevoie de lipici. Acum o pot sigila. Arată bine. Pentru etapa următoare am nevoie de un baton de lipici. O să acopăr toată banda de carton. Nu vreau să ratez niciun loc. Asta e partea dificilă. Trebuie să înfășor în jurul inimioarei. Vreau să se potrivească perfect. O să las o secțiune mică deschisă. O să pun o bucată de carton rulată în centru. Apoi o să lipesc o lamă de cutter pe exteriorul inimioarei. Apoi o să iau o fâșie de hârtie cartonată. O să o tai ușor de-a lungul unei părți. Și o să o lipesc de cealaltă inimioară. O să înfășor pe margine. Trebuie să acopăr tot cartonul.
Cred că ar trebui să o decorez. Mai am de făcut un singur lucru. O să bag înăuntru o rolă de scotch. Apoi pot pune capacul deasupra. Acest suport de scotch e perfect pentru Hazel. Ăsta e pentru tine. Tu l-ai făcut? Wow, hai să-l încercăm. E uimitor. Îmi face viața mult mai ușoară. Mersi, Miles. Am uitat să-mi termin desenul. Arată groaznic. Cam da. Stai, știu ce pot să fac. Super! Acum arată mult mai bine. E ca o operă de artă. Mersi, Hazel, ești cea mai tare. A fost delicios. Îmi era foame. E timpul pentru un dans rapid. O să-mi pun telefonul fix aici. Arăt bine. Hei, pleacă de aici. Ce rea ești. Mereu face asta. Unde rămăsesem? Nu-i bai. O să-mi folosesc cutia de sandvișuri. Nu merge. Ai probleme? O să-mi sprijin telefonul de pisicuță. De ce nu m-am gândit la asta mai devreme? E greu de privit. Ce e asta? Stai puțin, cred că-l pot folosi. Da, sigur va funcționa. Mai întâi, o să rulez o bucată de carton. Vreau să fac un tub mic. Acum am nevoie de scotch, ca să-l lipesc. Nu vreau să se desfacă. O să-l lipesc la ambele capete. Nu arată foarte bine, dar se rezolvă. O să-l acopăr cu hârtie albă, fix așa. Apoi o să tai 3 cercuri din carton. O să fac o gaură în 2 dintre ele. Apoi o să le stivuiesc. Am acoperit cercurile cu hârtie. O să bag tubul în gaură. Apoi am nevoie de o bandă de carton. O să bag în ea o rolă de carton. O să rulez banda și o să o lipesc. Am decupat mai multe cercuri. O să pun lipici pe unul dintre ele. Și apoi o să le lipesc între ele. Asta va fi fața. Și astea vor fi urechile. O să adaug 2 tuburi în partea de jos. Apoi poate fi pus pe suport. Și asta-i tot. Va fi perfect pentru telefonul lui Hazel. Hazel, uite! Wow, e ce cred eu că e? Asta îmi va rezolva problema. E unghiul perfect. Wow, ești genial, Miles. Hai, intră în cadru. Vorbești serios? Ok. Da, e timpul pentru selfie. Am lucrat la mișcările astea. Da. Unde e toată lumea? Ce liniște e! Oh, hei! Serios? Nu cred. Ce ziceam? Poate nu m-au văzut. Ha? Ce-i asta? Wow! O petrecere! Și e azi! Ce tare! Poate n-ar trebui să merg. Eu mă duc. De ce am mereu gânduri din astea? Ce face Tocilara acolo? Ce fraieră e! Hei, hai să-i facem o farsă! Nu o să fiu niciodată populară! Hei, Mandy, vrei să mergem împreună la petrecere? Împreună? Serios? O întâlnire? Vai de mine! Nu cred, aleșinat! Clasic! Stai, glumeai? Trebuia să o filmăm! De parcă te-aș invita vreodată la o întâlnire! Nu mai râdeți de mine! Hai să plecăm! De ce sunt atât de răi? Cu ce le-am greșit? Sunt îngrozitori! Voiam doar să-mi fac prieteni! Ia stai puțin! Lacrima asta mi-a dat o idee! Care va fi perfectă pentru petrecere! O să iasă ceva super! Am un bol cu rășină epoxidică! O să adaug puțin pigment deasupra! Ce albastru intens! Acum o să le amestec! Trebuie să mă asigur că se omogenizează bine! Arată bine! Acum o să torn amestecul în matrița asta! Vreau să obțin o bijuterie în formă de lacrimă! O să umplu matrița complet! Acum o să aștept să se întărească. Mai rămâne doar să o prindă un lănțișor. Wow, arată super! Am un colier personalizat în formă de lacrimă. E perfect! Acum trebuie să văd cu ce mă îmbrac. Wow, mă simt extraordinar! O să plec spre petrecere. Prima mea petrecere! E fix cum mi-am imaginat! Hai să ne distrăm! Wow! Uită pe Mandy! Vai de mine, se uită la mine! Ce să fac? Mă bucur că ai venit! Serios? Să știi că mai devreme a fost o farsă. Vrei să dansăm? Nu cred. Dar ți-am cerut scuze! Ce petrecere tare! Oh, da! Bine arată popcornul ăsta! Ești gata? Bună! Dragule, vreau niște gustări! Le vreau pe toate! Nu ai nevoie de nimic, ai încredere în mine! Nu vreți nimic? Nu? Hai să mergem! Wow, ce iubit de nota 10! Nu ne verifică nimeni biletul? Unde a dispărut toată lumea? Alo? Ce ciudat! Tu de unde ai apărut? Nu contează! Aveți cumva ceva de mâncare? Nu! Dar ai un suc!
Nici băuturile nu sunt permise. Nu vezi semnul? Dă-l încoace. Scuze, draga mea, dar nu-i băi. Ok, acum puteți intra. Hai, intră repede. Hai să ne așezăm aici. Să știi că sunt supărată pe tine. Ți-am spus că totul e sub control. Un tricou? Uită-te mai bine. Ah, ce idee dulce. Chiar că, pentru că sunt geleuri. Pentru tine, scumpa mea. Ce romantic. Am și eu momentele mele. O zi în care trebuie să câștig bani. Așa glumim noi aici la bancă. Bună ziua. Bună. Deci voiam să discut despre cine sunteți mai exact? Serios? Știi cine sunt? Trebuie neapărat să faci asta. Oh, Mia, bună. Mă bucur să te văd. În sfârșit, mereu faci asta. Am nevoie de ce ți-am cerut. Ți-ai pus picioarele pe biroul meu? Lasă discuțiile, adun banii. Imediat. Să nu dureze mult, da? Cum ajung la seiful secret? Ah, mi-am adus aminte. Mereu mă emoționez când vorbesc cu ea. Dar e clientul numărul 1 al băncii noastre. Ah, am ajuns. Care era cheia corectă? Am atât de multe. Cred că e asta. Hei, scuze că te-am trezit. Da, muritoare de rând. Am nevoie de bani, te rog. Ia-i și dispar din regatul meu. Mersi, te las să te culci la loc. Ce tip dubios. De ce durează așa mult? M-am întors, poftim. Glumești? Ok, mă întorc imediat. Nu-mi vine să cred că n-am adus ce trebuie. Ce rea e. De data asta n-o să mai greșesc. Ok, hai că poți. Încetişor. Am reușit. Trebuie să-mi caut alt job. E mult prea stresant. Poftim caseta video. Deci? Nu voiai caseta? Știam asta deja. Sper ca de data asta să nu mai greșesc. O valiză? Asta vrea de fapt? Se mișcă ceva înăuntru. Ce conține? Sunt liber, în sfârșit. Mă bucur că te-am putut ajuta. Trebuie să vii cu mine, repede. Pe aici. Așa. Ce bancă e asta? Voiam o prietenă nouă. E clar, trebuie să merg iar la seif. Nu-i bai, o să rezolv imediat problema. Trebuie doar să găsesc cheia corectă. Sigur e pe aici pe undeva, nu o să dureze mult. Chiar trebuie să fac totul de una singură? E asta. Da, știam, dă-o încoace. Nu. De ce? Mai întâi trebuie să fac ceva. Ia să vedem. Niște capse, perfect. Fix ce-mi trebuie. Asta o să-ți ușureze viața considerabil. O să aranjez capsele în forma asta și o să le lipesc unele de altele. Am nevoie și de ceva strălucitor. Acum o să le prind de cheie. Arată bine! Acum nu o să mai rătăcești niciodată. O poți lua! Wow, super! Mă duc să-ți aduc lucrurile! Voila! Vezi, n-a fost greu deloc. Mi se părea că am nevoie de o schimbare. O să-i bagi în seif? Sigur că da, acum am cheia. Ce intens a fost. Trebuia să-i curețe înainte. Nu vreau să trișeze nimeni la examen. Ce-i asta? Cum a ajuns la acolo? Eram sigură că o să funcționeze. Ok, Stacy, e rândul tău. Stați puțin. Nu vreau ca profa să-mi găsească telefonul. Dar cum l-aș putea băga pe furiș în clasă? Grace, nu vrei să trișezi, nu-i așa? Eu? Nu, niciodată. Stai, am o idee. Am nevoie de șlapii lui Grace. Gata, infracțiunea perfectă. Acum trebuie să fac câteva modificări. O să-i tai puțin aici și un pic acolo. Cred că ajunge. Acum îmi pot băga telefonul în talpă. Nimeni nu o să știe că e acolo. Poți intra, Grace. Sper să funcționeze. Trebuie să mă comport natural. Totul pare în regulă. Nu găsesc niciun semn că ai vrea să copiezi. Mă mir. Eram sigură că Stacy ar trișa. Asta e. Ok, astăzi vreau să facem ceva diferit. Lăsați manualele deoparte, sunt plictisitoare. Așa e, în loc o să dăm un test surpriză la chimie. Super interesant, nu-i așa? Sigur o să vă placă. Nu, nu-i adevărat, ce se întâmplă? Mereu îmi stricați distracția. Nu contează, eu sunt șefa, o să dați un test. Ce ciudat. Hai să-i facem pe plac. Și nu uitați, copiatul e interzis, vorbesc serios. Oricum nu o să luăm note de trecere, așa că ce mai contează? Hai să scăpăm mai repede.
Sunt cu ochii pe voi, ca un vultur, ca un vultur. E îngrozitor, ce întrebări grele. Stai, ce faci acolo? Nu-mi place ce văd. Ia să văd, v-am spus, copiatul e interzis. Da, da, de parcă mă interesează. O să iau eu astea. Ok, am intrat în panică. Trebuie să mă mișc rapid. Ce lume crudă! Wow, ce veioză drăguță! Oh, s-a stins! Hei, Emily, ăla e cumva un telefon? Dă-l încoace! M-ai dezamăgit! Ți-l dau înapoi la finalul orei. Nu înțeleg obsesia pentru telefoanele astea. Ah, aproape aflasem răspunsurile corecte. Ce mă fac acum? Trebuie să găsesc o soluție. Stai, poate pot folosi radiera asta. Am o idee genială. Poate totuși iau notă de trecere. Doamna, pot să merg la baie, vă rog? Ok, dar să te miști rapid. Bine, să trecem la treabă. Am nevoie doar de o radieră și un cutter. O să tai radiera în două, apoi o să lipesc un post-it adeziv peste cele două jumătăți. Acum pot scrie răspunsurile pe hârtie. Scrisul trebuie să fie foarte mărunt ca să încapă toate. Apoi o să pliez radiera. Acum mă pot întoarce în clasă. O să mai încerc o dată. Comportă-te normal. De ce ești așa relaxată? Fii atentă, am aici toate răspunsurile corecte. Și profa nu bănuiește nimic. Oare trebuie să cumpăr roșii? Da. Wow, super! Emily, ce faci acolo? Copiezi cumva? Poftim? Nu, în niciun caz. E doar o radieră. Vedeți? Nu e o copiuță. Și dați-mi voie să spun că acest test e super. Cred că am păcălit-o. Chiar e un test super. Mersi. Și am terminat. Clar o să iau nota 10. Și eu o să iau radiera aia. Vino cu acest scumpo. Ești a mea. Nu mai a mea. Ce n-ai... E încuiată cumva? Nu înțeleg. Mă las păgubașă. Ce deșteaptă se crede. Cu radierele ei elegante. Succes! Am plecat. Iar e dimineață. Încă 5 minute. Visam ceva genial. Ce? Cât e ceasul? Oh, nu! Am întârziat la școală. Trebuie să mă grăbesc. Hai, trebuie să găsesc ceva de îmbrăcat. Oh, astea sunt bune. Și o să prind autobuzul. Stai! Nu! Vino înapoi! Așteaptă-mă! Ce enervant! N-am timp de asta! Nu-s deloc în formă! Măcar fac niște cardio cu ocazia asta! Matthew? Îmi pare rău! Așa mai vii de acasă! Chestia asta nu are frâne! O să alerg restul drumului! Nu! Nu-mi vine să cred! Vai de mine! Ce bine că nu port tocuri azi! Ne vedem mai încolo, PC! Am ajuns! Scuze, am dormit prea mult! Ești bine? Ești transpirată, foarte transpirată! N-am fost deloc organizată în dimineața asta! Am fugit până la școală! De asta nu fac sport deloc! Ce miroase? În fine să vomit! Oh, nu! Nu e bine deloc! Ce jenant! Nu e bine deloc, dar nu-i bai! Te ajut eu! Ai nevoie de absorbantele astea zilnice! Dă-mi puțin bluza! Hai, dă-o jos! Ai încredere în mine, o să funcționeze! Ok, dar sper să nu mă vadă Matthew. Mersi, nu durează mult. Mai întâi o să întorc bluza pe dos. Apoi o să deslipesc hârtia de pe absorbantul zilnic. Și o să-l lipesc de bluză. O să lipesc absorbantele zilnic în zonele predispuse la transpirație. Mai am nevoie de unul. Poftim! Serios? Cum e posibil? Wow, ce diferență! Fix de asta aveam nevoie, mersi! Wow, ce aer proaspăt! Nu mai miroase urât! Bună, Stacy! Poate azi nu e totuși o zi atât de ratată! Am ajuns mai devreme la oră! O să ascult niște muzică înainte să ajungă profa! Am nevoie de căști! Uite-le! O să mă ajute să mă relaxez înainte de oră! Poftim? Ce ciudat! Căștile mi s-au transformat în trunele din ciocolată! Ce se întâmplă? Stai așa! Cred că știu ce s-a întâmplat! Wow, ce drăguț! Sunt zâna ciocolatei și îmi place să fac lumea fericită cu ciocolata mea. Delicios! Oh, ce-i aia? Ia să mă distrez puțin. Cui nu-i place ciocolata, nu? Are dreptate, ador ciocolata. O să-mi placă garantat. Stai puțin. Poate n-a fost zâna ciocolatei? Oh, ce-i asta? Arată interesant. Hei, nu! Ia mâna, sunt ale mele. Niciodată nu primesc ceva interesant. Ce rea e, Stacy. Cine mă sună?
Oh, e Jake, iubitul meu. Ce drăguț e. Hei, dragule. O învăț eu minte. Am o idee genială. Așa, Rover, fă-ți treaba. Ce mare e. Ce cățel deștept. Mai am nevoie de un singur lucru. Aha, e proaspăt și fix ce-mi trebuie. Perfect. Nu-l pot atinge, e prea grețos. Din fericire, sunt mereu pregătită. Asta e fix ce-mi trebuie. O să umplu seringa cu răhățel. Am și niște ciocolată topită pentru gustarea de mai târziu. O să mi se facă foame după farsa asta. E suficientă. Acum o să torn amestecul în cutiuță. Și în partea cealaltă. Acum trebuie să aștept să se întărească. Cred că a trecut suficient timp. Arată super! O să le pun înapoi. Asta o să o învețe pe Stacy să-mi dea și mie lucrurile ei. Pa, pe curând! Ha, e cel mai tare! Comportă-te normal, nu bănuiește nimic! Trebuie să plec la școală. O să-mi fac ghiuzdanul și o să plec. Să nu-mi uit căștile. Nu, să nu le uiți! Nu se poate! Nu! La mulți ani! A, mersi! Astea sunt pentru tine. Ești cea mai tare. Oare ce conține? Poftim! Sper să-ți placă! Wow, ce răsfățată mă simt! Sunt atât de norocoasă să am așa prietene bune! Glumești? Wow! Poftim, e ziua de naștere a lui Stacy? Bună, bună, Emily! Mulțumesc mult! Am uitat complet! Ce mă fac? Poate am ceva în rucsac care ar putea deveni un cadou potrivit pentru Stacy. Poate și-ar dori un pui de cauciuc? Sau poate nu? Ce altceva mai am aici? Un răhățel gumat? Mereu zâmbesc când îl văd. Nu, nu-i pot da așa ceva! Wow, un nou iPhone! E îngrozitor! O să se supere pe mine! Poate îi pot cumpăra un cadou după ore. Sper să nu se supere. Florile astea miros extraordinar! Știu, o să-i fac o felicitare. Important e gestul, nu? Arată îngrozitor! Trebuie să mă gândesc la altceva. Stai puțin. Cred că știu. Știu ce să-i dau lui Stacy de ziua ei. E timpul să mă apuc de treabă. O să încep prin a desena puncte pe coperta unui caiet cu un marker albastru. O să fac un model oarecare. O să repet procesul cu marcere de alte culori. O să continui până umplu toată coperta. Arată super! Cred că e suficient. Acum o să acopăr coperta cu scotch transparent. Trebuie să fie întins bine. O să tai scotchul în exces. E ultima bucată. Acum o să acopăr scotchul cu vopsea neagră. Pentru o aplicare uniformă o să folosesc burețelul ăsta. Vreau să o acopăr complet. Acum o să aștept să se usuce vopseaua. O să folosesc o frigăruie de lemn pentru a scrie un mesaj peste vopsea. Frigăruia va zgâria vopseaua și va scoate la iveală culorile de dedesubt. E un efect interesant! Am terminat! Stacy? La mulți ani! Oh, Emily! Wow! Mulțumesc! Îmi place super mult! Vino încoace! Deci, ai adus tort? A fost un film genial! Trebuie neapărat să-l vezi! Oh, Emily! Ia loc! Hei! Arăți super! Mersi, Jake! Drăguț din partea ta! Hai că poți! Ia să vedem! Ha? Oh, mi s-a rupt creionul! Ce frustrant! Ah, tipic! De ce pățesc mereu asta? Sper că am o ascuțitoare la mine! Hai odată! Am orice altceva în penarul ăsta! Ah, am uitat-o acasă! Hei, Stacy, ai o ascuțitoare? Nu sigură, stai să verific. Ups, nu-s deloc atentă. Nu, nu am, scuze. Ok, ciudat, care-i faza? Acum e momentul să mă remarc. Pot să-i dau lui Emily ascuțitoarea mea. Sau pot folosi inelul pe care l-am cumpărat. Merită să încerc. O să dau piatra jos și o să pun puțin lipici fierbinte peste inel. Cred că e suficient. Apoi o să apăs ascuțitoarea deasupra. O să bag inelul la loc în cutie. Arată extraordinar! Hei, Emily! Poftim, pentru tine! Serios? Wow! Ce drăguț ești! Nu-mi vine să cred că ai făcut asta! Jake, e fix ce-mi doream! Wow! Îl meriți din plin! Mă bucur că-ți place! Abia aștept să-l pun pe deget! Mi se potrivește perfect și e extrem de practic! Ce idee bună ai avut, Jake! Și acum i-am ascuțit creionul! Acum nu o să-mi mai pierd niciodată ascuțitoarea! Și asta datorită ție!
Mersi, Jake! Ah, puteam fi eu în locul ei! Vreau și eu să primesc un inel de la Jake! Băieții simpatici nu mă plac niciodată! Vrei să ne vedem mai târziu? Îmi vine să vomit! Am repetat tot, deci nu aveți de ce să nu luați nota de trecere. Nota de trecere, am înțeles. Ce plictisită sunt, mi se închid ochii de somn. Emily, ce grețos! Puteți începe testul. Vreau să răspundeți la toate aceste întrebări. Super, un test! Poftim foile! Ce bine, abia aștept să încep. Scuze, ador testele. Poftim! Mersi, s-ar putea să fie greu. Vai de mine, ce m-am speriat! Scuze, o să-mi termin de pilit unghiile mai târziu. Puteți continua. Super! Nu pot folosi asta. Hei, Stacy, ai un creion? Te rog, am neapărat nevoie de un creion. Am unul singur, scuze. Ok, stai, am o idee. Îmi dai puțin creionul tău? Ok, dar îl vreau înapoi. Știu ce pot face, sunt genială. O să pun creionul pe o foaie de hârtie. Apoi o să rulez. Trebuie să mă asigur că hârtia e strânsă bine. Înainte să ajung la capăt, o să acopăr hârtia rămasă cu lipici. Apoi o să o rulez complet. O să mă asigur că s-a lipit bine. Apoi o să scot creionul lui Stacy. Pasul următor, o să bag un pai în tubul de hârtie. O să sigilez un capăt cu lipici fierbinte. Și o să-mi bag creionul în celălalt capăt. E un creion homemade. Acum e perfect. Mersi, Stacy. Sigur. Ce minunăție ai făcut acolo. Funcționează. Ce bine că mi-a venit ideea asta. Merge bine. Oh, Matthew! Hei! Ai întârziat! Stai jos! Scuze, durează ceva timp să-mi aranjez părul așa. E de vis! Mașina asta de vânt e cel mai bun lucru pe care l-am cumpărat. Wow, uite cum arată! Ce bine arăt! Da, ai dreptate! Cred că mi-a stat inima în loc! Oh, creionul meu! Ups! Sper că nu m-a văzut nimeni.